Bună seara, dragi rapidiști! Bine ați venit la o nouă întâlnire cu Clubul Rapid, o întâlnire online, o întâlnire live pe Facebook, pe pagina oficială a clubului. În seara aceasta eu voi fi gazda voastră, Bogdan Tudor mă numesc, îl înlocuiesc pe titularul postului, Lucian Ionescu, care ar fi fost poate într-o situație ingrată, aceea de a lua interviu șefului său. Îl avem ca invitat, de fapt gazdă, pe Andrei Nicolescu, vicepreședintele Consiliului de Administrație al Clubului Rapid. Noi ne cunoaștem din sezonul de Liga 3-a, atunci când am comentat meciurile transmise live tot de pagina de Facebook. Iar acum, în momentul în care clubul mi-a propus să facilitez acest dialog cu conducerea clubului, am acceptat pentru că părerea mea personală este aceea că toate subiectele care au suscitat interesul publicului rapidist de-a lungul timpului, în această scurtă, dar tumultoasă istorie de 3 ani de la reînființarea clubului după faliment, toate aceste subiecte, deci, merită discutate, tranșate, închise și mers mai departe pentru că, evident, clubul are niște obiective importante de îndeplinit în perioada imediat următoare. Din nou, în momentul în care mi s-a propus să facilitez acest dialog, am avut o singură solicitare, aceea de a nu discuta doar evenimentele de date recente, cele care au apărut în presă în ultimul timp. Vezi situația litigiilor cu AFC Rapid pentru marca Rapid, ci mi-aș fi dorit să trecem prin toată istoria acestor 3 ani, începând cu Academia Rapid, continuând cu Liga 3 și Liga 2. Solicitare care a fost acceptată. Avem deci toată deschiderea pentru a discuta absolut toate subiectele, drept pentru care concluzia mea este următoarea, înainte de a începe discuția cu Andrei. În cazul în care veți constata că lipsește un subiect de interes din cronologia acestor 3 ani, este doar vina mea. Pentru că eu sunt cel care am stabilit structura discuției. Și apropo de structură, vom începe cu o scurtă prezentare a interlocutorului nostru, pe care sunt convins că foarte mulți dintre rapidiști nu-l cunosc. După care vom lua evenimentele unul câte unul cronologic, începând cu înființarea Academiei Rapid și până în zilele noastre. Așa că sper că v-ați făcut comozi, sunteți odihniți, aveți chef de discuții, pentru că o să fie o seară lungă și sper eu interesantă și fructuoasă. Bună seara, Andrei! Te salut, Bogdan. Salut și suporterii rapidiști. Sper să fie cât mai mulți. Știu că ai cel puțin 10-15 întrebări și din partea lor. Am 15 întrebări din partea lor, însă acelea sunt doar desertul pentru tine. Am înțeles. Vom discuta povestea Rapidului de după faliment cât mai în detaliu, după care vom încheia cu cele 15 întrebări pe care le-am Ok. selectat din lista suporterilor. Cum Cele crezi că 15, da. e cel mai bine? Eu mă bucur că sunt aici. Am urmărit săptămânile trecute emisiunile făcute de Lucian și sper ca poveștile despre prezent să fie tot sau să fie la fel de interesante sau poate mai interesante decât cele pe care Lucian le-a făcut săptămânile trecute. Mă bucur de asemenea că ai acceptat tu să fii cel care susții această sesiune. Pentru că știu că ești un vector și tu ești un vector de imagine între suporterii rapidiști. Așa cum spuneai, ne știm de un an și ceva de zile și întotdeauna interacțiunea cu tine a fost una plăcută și corectă. Drept pentru care hai să intrăm în subiect. Aș vrea să ucid din fașă ideea că această discuție va fi un interviu amical de genul Andrei, nu-i așa Ok. că. Deci, dacă cumva cineva pleacă de la premisa asta, se înșeală. În primul rând, sunt suporter și am
chiar și eu curiozitățile mele și sunt anumite lucruri pe care aș vrea să le aflu, dar cel mai important din punctul meu de vedere este ca toate aceste discuții care au plutit cumva între mai multe lumi în ultimii 3 ani să fie puse pe masă, să le discutăm, să le tranșăm odată, să le închidem, să mergem mai departe, pentru că nu ne facem bine nouă continuând astfel. Aș vrea să începem, cum spuneam, cu o scurtă prezentare a ta, Andrei, pentru că nu ești o figură expusă public. Sunt convins că multă lume, mulți rapidiști, nu te cunosc, așa că te-aș ruga o scurtă prezentare dincolo de funcția oficială de vicepreședinte al Consiliului de Administrație. Bun. Cred că, ca și orice suporter în general, sunt pasionat de fotbal. Și pasiunea asta pentru fotbal m-a dus în multe locuri. În urmă cu ceva timp m-a dus și într-o tangență cu Rapid. Primele mele legături cu Rapid vin din epoca Moraru. Da, probabil o să discutăm și despre asta. Și începând cu vara lui 2017, am coordonat și am pus bazele proiectului pentru renașterea Rapidului, fiind însă susținut de niște persoane și alături de niște persoane fără de care nu se putea porni acest proiect. Din punctul ăsta de vedere, cred că sunt dintre aceia care a luat taurul de coarne, pentru că era foarte multă dezamăgire la nivelul suportului rapidist în acea perioadă. Eu, având foarte multe discuții și știind exact cum se percepeau lucrurile, suporterii erau foarte circumspecți, pentru că anterior lui 2017 trecuseră prin aventuri și prin istorii tumultoase. Cum ai ajuns totuși în zona Rapid? Prima mea tangență cu Rapid a fost, cum vă spuneam, în perioada lui Valeri Moraru, când era într-o insolvență care tindea mai mult spre faliment. Și a fost un interes profesional din... Din partea lui a fost un interes profesional și am încercat să colaborăm, să găsim o soluție pentru a scoate clubul din insolvență. Iar soluția pe care i-am propus-o atunci a fost listarea la bursă pentru emiterea unor noi acțiuni, un program cu participare activă din partea unor oameni cu potenți financiar care să cumpere o parte din pachetul pe care Rapidul ar fi scos la licitație și de asemenea cu o participație din partea Socios. Era un demers în care aveam și un colaborator de la o bancă și de la Bursa Română, eram destul de avansați în discuții, însă atunci domnul Moraru a vrut să fie un pic mai șmecher decât toată lumea și a încercat să obțină toate informațiile pe care eu îi le dădusem doar verbal, fără să-și asume absolut nimic. Și atunci, în momentul în care eu pregătisem planul și vreau să îl dau, nu a vrut să-mi semneze un nou disclosure. E o clauză specială prin care să ne asigurăm că acel know-how nu pleacă în altă parte, nu e implementat cu altcineva. Și acel plan, eu cred că el n-a vrut să-l semneze pentru că presupunea, cel puțin din partea mea, ca el să plece din club. Pentru că la acel moment eu aveam semnale că niciunul dintre suporterii rapidiști nu-l mai dorea. Era o persoană un pic non-grata și fără încredere. Fără credibilitate. Fără credibilitate. Și am propus ca acest plan să fie de fapt o trecere a acțiunilor din posesia lui, în posesia unui grup important de oameni de afaceri și a unui grup de socios mult mai numeros, respectiv a suporterilor. Grup din care ai făcut și tu parte, bănuiesc. Evident, și grupul de oameni de afaceri deja identificasem câțiva, dar asta eu nu vreau să intru în detalii. Problema este că eu am simțit că el nu vrea să dea acea găină din mână și probabil a vrut să ia informația să facă singur această procedură. Am rămas la acest nivel câteva luni, într-un interval de 6 luni de la momentul la care noi am discutat și eram foarte aproape să pornim această procedură, Rapidul chiar a intrat în faliment. Deci a ținut-o în mână atât de strâns încât a omorât-o. Eu nu știu ce a făcut după și nici nu vreau să mă pronunț. Știu că public au apărut niște informații cum că
prin care el a anunțat că vrea să listeze, că vrea să dea acțiuni suporterilor și așa mai departe. Nu știu ce s-a mai întâmplat ulterior. Deci, și... practic, te rog. Scuză-mă, zi. Deci, practic, așa ai ajuns în zona rapidului. Așa am început să simt, așa am început să văd despre ce e vorba. Cumva așa a încolțit și ideea implicării în... Așa a încolțit ideea unui proiect și a unei renașteri și a unei structuri corecte, a unei structuri care să crească și să aducă rapidul acolo unde a fost. Că rapid... Când a apărut ideea asta și a cui a fost ideea asta? Eu am discutat probabil din momentul în care Ovidiu Burcă negocia cu Valerii Moraru pentru a prelua funcția de președinte. Iar discuțiile despre un club care să fie structurat corect și să crească organic, mai greu, dar organic și corect, le aveam de ceva timp. Ce înseamnă corect? O structură corectă? În sensul în care tu știi foarte bine, noi toți știm că în momentul de față fotbalul din România este un fenomen foarte important, dar trăiește din bani publici. Jumătate din echipele din Liga 1, jumătate din echipele din Liga 2. Nu jumătate, în Liga 2 sunt aproape mai, toate. Mai multe? Nu, sunt aproape toate. Și trei sferturi din echipe de Liga 3 sunt în zona banilor publici. Fiind o zonă a banilor publici în care responsabilitatea este și nu prea este, probabil se trec cu vederea foarte multe aspecte și de la an la an nu se face o analiză a anului bugetar, a ceea ce înseamnă bugetul unui club și cum se poate respecta sau nu se mai poate repeta o greșeală de anul trecut. Și vedem la toate cluburile această practică, pentru că se schimbă politic, după care se schimbă cei care conduc oarecum și niciunul nu răspunde. În momentul ăsta simți că clubul e așezat pe niște baze corecte, apropo de ideea de la care a pornit proiectul noului club? Structural și decizional, da. Cine au fost inițiatorii proiectului? Pentru că... cum să zic, acum revenim la 2017. Ideea mea fixă e să rămânem pe structura cronologică, astfel încât să fim siguri că nu pierdem nimic din vedere. Deci, care au fost inițiatorii acestui proiect? Revenind la 2017, catalizatorul acestui proiect, pentru că oricât de frumos aș scrie eu pe hârtie, oricât de bune ar fi ideile teoretice, oricât de mari ar fi legendele care se implică în acest proiect, fără un catalizator și un garant al pornirii acestui proiect, nu s-ar fi întâmplat. Și catalizatorul a fost Dan Tudorache. Știu că ideea lui de la început a fost să preia tot clubul pe lângă primărie, inclusiv clubul CS Rapid, ca să poată să ajute clubul Rapid. Știu din discuții că acest lucru nu s-a putut pentru că, știți, din punct de vedere al zonei, e pe sectorul 6, stadionul, clubul aparține de Ministerul Transporturilor. Resorturile inițiativei lui fiind de sorginte rapidistă sau venind, cum să spun, din zona interesului politic? Acum... Nu, eu nu pot să garantez o parte sau alta, dar din discuțiile cu el știu foarte clar că îl interesa renașterea acestui club pentru că era oarecum dezamăgit de soarta pe care o avea Rapid. Pentru că știu primele săptămâni ce tip de informații am cules, unde m-am dus să întreb în stânga și în dreapta ce se întâmplă cu ce mai rămăsese din Rapidul în faliment și din celelalte structuri care... La momentul acela era undeva prin Liga 5. Ok. Dan Tudorache e catalizatorul proiectului? E mai mult decât atât. A fost și un garant pentru noi, pentru că el a plecat de la ideea inițială ca și primăria sectorului 1 să fie parte din acest proiect. Știu că s-a lovit de niște piedici în cadrul Consiliului și cumva în timp a abandonat această idee, dar a rămas tot timpul lângă structură. El mi-a facilitat foarte multe întâlniri, am putut să discut cu oameni pe care nu îi puteam accesa altfel.
El cumva i-a convins și pe Daniel Nicolae și pe Daniel Pancu să se alăture proiectului. A fost un garant. Asta e, cred că ăsta e cuvântul cel mai bun. Care sunt, ok, el este garantul, el este catalizatorul, tu ești unul dintre inițiatori. Cine a mai fost lângă tine în perioada de început? Păi, cine a mai fost lângă tine și care a fost ideea care a pus lucrurile în mișcare? Care a fost planul? Hai să zicem business planul sau care sunt lucrurile care v-au pus în mișcare? Pentru că după discuție, chiar nu știu sigur dacă Dan Tudorache e rapidist sau nu, habar n-am, probabil că nu. Tu nu ești rapidist de mic, cum nu, se spune. Nu și, atunci, și atunci care sunt resorturile care au pus toate energiile astea în mișcare? Bogdan, nu o să ne alintăm ca și fotbaliștii care semnează cu Rapid să spună că mergeau în, tocmai. În tribună și că de mici țin cu Rapid. Nu. Nu e, la mine nu e acest lucru, dar de 5 ani sunt în zona asta și pentru mine este în primul și în primul rând o dorință de a progresa profesional și a face performanță în cadrul acestui club. După prima discuție cu Dan Tudorache, evident că am vorbit cu Ovidiu Burcă, am început să ne gândim, să vedem cum facem. Ovidiu, voi aveți o relație mai veche, nu? Avem o relație mai veche. Ovidiu, ați jucat și împreună la tricolor. Bine, aia era o chestiune de hobby, așa. Ovidiu a insistat foarte mult să dezvoltăm și zona de academie de copii și juniori, pentru că până la urmă ăsta e viitorul unui club. După care am început să discutăm și să vedem cu cine pornim la drum. Și evident că primele... Te întreb o secundă. Înainte de a ne gândi, de a ajunge la punctul în care v-ați gândit cu cine porniți la drum, în discuțiile dintre voi, ok, un club care să se construiască pe niște principii noi, un club solid, un club sănătos, însă care era planul? Cum vedeați dezvoltarea lucrurilor și care era finalitatea? Pentru că, în fond, un club de genul ăsta, un club organizat sănătos, e un business. Așa funcționează lucrurile în fotbalul profesionist în țările în care lucrurile astea sunt firești și normale. Structura pe care noi o gândisem era ca niciodată să nu existe un acționar care să dețină majoritatea acțiunilor și să structurăm astfel încât să există 2 sau 3 acționari care să se sprijine unul pe altul. Să începem, pentru că Liga 4 era o provocare pe care ne-o puteam cumva asuma, și ușor, ușor să găsim persoane, investitori, care să respecte un plan pe 10 ani pe care îl aveam. Un plan care să însemne o creștere graduală, o creștere organică, fără chestiuni spectaculoase de a doua zi, dar care să poată să ne ducă pe noi. Evident că primii 4 ani noi ne-am dorit cu, primii 3 ani ne-am dorit cu promovări succesive. Ok, revenind. Înțeleg că tu ești cel care a avut această idee. Dan Tudorache a fost catalizatorul proiectului. Ovidiu Burcă a fost persoana către care te-ai îndreptat, mă rog, atunci când ai decis să pleci la drum. Ce s-a întâmplat după aceea? Am avut în paralel discuții cu, și acum cred că istoria o știți, am avut discuții cu mișcarea, cu reprezentanții mișcării CFR, cu reprezentanții aristocraților, cu reprezentanții AFC, după care am avut întâlniri și cu Daniel Pancu și cu Daniel Nicolae. Am avut chiar și o întâlnire și cu Gigi Corsican. Era normal ca toate părțile care reprezentau ceva la acel moment în istoria Rapidului să fie informate, să fie cumva puse la masă, să discutăm și să vedem care e cea mai bună soluție. Practic, din cum înțeleg eu lucrurile, era nevoie, mă rog, în viziunea voastră, de un stâlp care să ofere certitudinea viitorului ăsta fiind Dan Tudorache și eventuala colaborare cu municipalitatea. Și de asemenea era nevoie de niște vectori de imagine în club. Evident.
aceia fiind Daniel Niculae și Daniel Pancu. Ok. Ce s-a întâmplat cu discuțiile pe care le-ați avut cu AFC? Cred că și cu cei de la FNG ați discutat. La și cu FNG, dar am discutat într-un cadru separat pentru că ei au refuzat să vină la întâlnirea comună. Bine, au un stil propriu, un pic mai agresiv, un pic mai, mai puțin tolerant, ca să-i spun așa. Ce s-a întâmplat? Noi am încercat să identificăm o entitate cu care să pornim la drum. O entitate juridică. O entitate cu care să pornim la drum și să ne înscriem în campionatul Ligii a 4. Eram sub mare presiune pentru că știam deja că CSA pregătește acest lucru de cel puțin 6 luni, era cu mult înaintea noastră, dar cumva aveam încredere. Sincer, i-am văzut și pe Daniel Niculae și pe Daniel Pancu și pe Ovidiu că sunt plini de încredere. Erau efervescentă, era ok. După toate analizele pe care le-am făcut apropo de entitățile cu care să plecăm la drum și din toate discuțiile pe care le aveam pentru a-i convinge și pe Daniel Niculae și pe Daniel Pancu de a porni la drumul ăsta. Au fost greu de convins? Destul de greu, da. De ce? Cred că și ei erau sub același imperiu al suporterului rapidist care trăise destul de multe dezamăgiri în trecut. Și de valurile de patroni și de investitori care nu făcuseră mai nimic decât să lungească o moarte clinică în ultimii ani. Și ce a determinat în cele din urmă să accepte? Păi, am avut niște discuții foarte clare, foarte deschise, ne-am expus fiecare argumentele și ne-am dat seama că gândim în același sens al acestui proiect. Cel puțin la momentul ăla. Cel puțin la momentul ăla, evident. Ok. Discuții cu AFC, FNG, mișcarea CFR? Da, e un pic hazliu aici, că la momentul ăla nu era decât un fum, nu era nimic. Dar toți dintre aceste entități, toți își doreau funcții. Toți își doreau bani și funcții, nimic altceva, dar noi discutam despre un fum, nu discutam despre nimic concret. Și mă rog, fiecare are povestea lui, fiecare relație cu entității are povestea lui. Singurii care au fost, am spus, mai puțin toleranți au fost cei de la FNG, care vroiau, dar vroiau numai ca ei. Și nici nu i-am înțeles, sincer, pentru că ei au venit să se certe, n-au venit la un dialog și să acuze. Mă rog. Acuze pe cine? Spre exemplu, l-acuzau pe Ovidiu că este groparul Rapidului, nu știu de ce, pentru ce. Adică chestiuni care nu prea aveau relevanță pentru momentul la care eram. La momentul acela, Daniel Niculae și Daniel Pancu erau în barcă, la momentul poveștii pe care... Nu, eram în negocieri cu ei de a începe proiectul. Eram destul de aproape de a începe, dar nu aveam o confirmare certă, nu aveam o structură, trebuia să găsim o structură. Ce anume negociați? Pozițiile lor în club sau pur și simplu venirea? Și pozițiile în club și evident că și aici a fost o discuție apropo de cât de mult se pot implica, care e experiența lor și unde pot ajuta în cel mai bine. Pentru că vorbim de oameni care, ca fotbaliști, au o experiență imensă. Și atunci, pentru că Daniel Niculae încă putea și era într-o formă de fotbal extraordinară, inițial am crezut că, sau am gândit astfel încât el să fie directorul tehnic, iar Pancu, pentru că era figura emblematică, să fie președintele acestei structuri. Urmând ca Ovidiu să se ocupe de proiect, în paralel cumva să deschidă și să dezvolte și Academia de Copii și Juniori, să fim un pic așezați din toate punctele de vedere. Aici este o amintire un pic funny, așa, pentru că
Știu că pe structura asta, la discuții, toți patru la masă, erau... Toți patru, adică tu, Ovidiu Burcă, Daniel Niculae, Daniel Pancu. Da, era o undă așa de tensiune și eu nu înțelegeam de ce, pentru că eram oarecum nou. Evident că ei se știau mult mai bine și probabil la momentul ăla erau mult mai buni prieteni. Și acum o să reproduc textual, pentru că așa a spus Pancu, n-am spus-o eu, și era... Era un semn de afecțiune între ei. La un moment dat Pancu a spus: bine mă, Hahaleră, fii tu președinte, adresându-se lui Daniel Niculae. Și în momentul ăla lucrurile s-au schimbat. Daniel a revenit pe o poziție în care să fie pozitiv pentru acest proiect și am plecat la drum așa. Eu și noi, restul, neavând o problemă din asta, numai crezând că Pancu era un pic mai emblematic la acel moment pentru a fi președinte. Deci, practic, ideea ta, ideea voastră era aceea că lui Daniel Pancu s-ar fi potrivit mai bine poziția de președinte, iar Daniel Niculae ar fi fost în poziția de director tehnic, el fiind și jucător activ încă. Pentru că ni se părea, sau credeam la acel moment, că era mult mai bine ca un director tehnic să fie alături de antrenorul pe care urma să-l alegem și să vadă mult mai... de aproape, efectiv, ce se întâmplă la echipă. Ok, și după discuția asta, practic, și-au dat acceptul și au venit după în această schimbare, după această schimbare, da, am avut o reacție pozitivă, am plecat la drum și am încercat să găsim o soluție. Pentru că însă întârziasem foarte mult. Și cu cât timp se întâmplă asta înainte de începerea competiției? Îmi pare rău că nu mi-am notat momentele alea, dar cred că o săptămână sau mai puțin de o săptămână. Doar o săptămână înainte de campionat? Nu știu dacă de campionat, dar de momentul la care se terminau înscrierile. Și în momentul ăla... Și aveați o entitate? Nu aveam, la acel moment nu aveam nicio entitate. Și atunci ne-am dat seama că singura variantă pe care o avem este să facem o entitate nouă, fără personalitate juridică, care să poată fi făcută în timpul ăsta. Și de ce n-a putut, te întrerup ca să clarificăm toate lucrurile astea, de ce nu au putut fi preluate AFC sau Mișcarea CFR, care erau deja înscrise în competiție și promovaseră în Liga 4 în vara aceea? Păi... Și uite, nepreluarea AFC-ului dovedește un cui al lui Pepelea. Nepreluarea AFC-ului nu e un cui al lui Pepelea. De fapt, eu zic că e o decizie bună. AFC-ul la acel moment avea datorii de 2.200.000 de lei la ANAF Sector 1, cu hârtie scoasă în momentul în care aveam discuțiile. Și evident că Dan Tudorache la momentul ăla a spus: stop, eu nu pot să mă asociez cu o entitate sau primăria nu poate să intre într-o entitate ca membru care are datoriile astea la stat. N-avem cum. Ceea ce era logic și era normal. Asta înseamnă aproape 500.000 de euro. Da. Nu mai vorbesc că la întâlnirea aceea celebră pe care Dan a provocat-o doar pentru a-i pune pe toți la masă și a găsi o soluție de înțeles pentru toți. Din partea AFC a venit Horia Manoliu și cu domnul Ciorbă, sper să nu greșesc. Dumitru Ciorbă. Aveau ei o înțelegere Dumitru Tudor. Aveau ei o înțelegere la momentul ăla. Și s-au certat peste masă în fața noastră, adică cu privire la funcții, cu privire la cine ce să fie. Așa că n-aveam cum să plecăm la drum cu asemenea lucruri. Ok, deci AFC-ul a ieșit din discuție în principal pe din cauza datoriilor, 500.000 de euro. Mișcarea CFR? Mișcarea CFR era o structură care, din câte am înțeles, avea mai multe sporturi în activitate, inclusiv atletism și altceva. Depindea de niște oameni care erau cumva angajați ai Ministerului Transportului și la momentul ăla, ca să ne permită să jucăm pe structura lor, ne-au cerut ca ei să dețină 80% din acea structură. Evident că era o glumă, adică nu aveam cum să plecăm la drum așa. Singurii care n-au cerut nimic, dar nici nu aveau foarte multe de oferit, dar ne-au oferit ceva, a fost Clubul Aristocratic. Ne-au oferit o entitate cu care noi am putut ulterior să mergem înainte și să mergem pentru sponsorizări. Redivivus.
Ok. Și ați, deci nu s-a putut prelua nimic dintre entitățile existente la momentul respectiv și ați mers pe înființarea unei asociații unei fără entități personalitate, noi. Pe care, cu care ulterior să dobândim personalitate juridică în timpul campionatului. Am făcut acest lucru, ne-am înscris. Evident că la momentul acela cel mai bun nume sau cel mai potrivit nume mi s-a părut Academia Rapid, mai ales că vreau să mergem și în zona de copii și juniori și vreau să dezvoltăm și acest lucru și între timp l-am și făcut. Eu zic că avem niște rezultate foarte bune la Academie. Și probabil s-a asigurat și legătura cu suporterii prin intermediul numelui Rapid. Sindicat. Prin intermediul numelui Rapid, dar noi în același timp negociam cu lichidatorul lui Rapid S.A. închirierea mărcii, pentru că nu era gata evaluarea și nu puteam să facem alt demers decât să o închiriem. Adică tot ce am făcut noi în această perioadă a fost să respectăm toate regulile care se puteau privi la acel moment. Și noi ne-am dus cu o cerere la lichidator și am spus, marca stă la momentul ăsta. Noi vrem să o închiriem. Dați-ne-o nouă, o închiriem și vedem ce se întâmplă. Am plecat la drum și știu că momentele alea sunt acum oarecum o amintire plăcută, pentru că eram toți foarte conștienți că suntem cu mult, cu mult în urma CSA-ului. Și ne zbăteam în orice, adică de la echipament, de la a găsi jucători, de la antrenamente, structură, de la a găsi antrenor. Cum l-ați găsit? Cine a avut ideea Schumacher? Sau, dacă mi-aduc bine aminte, primul nume rostit a fost Moldărășanu. Primul nume rostit a fost Moldărășanu, am discutat cu el, eu cu Ovidiu. Am agreat niște termeni de principiu. Și scuză-mă, în momentul ăsta bifam primul subiect care niciodată n-a fost închis cu adevărat. Asta a fost o chestiune povestită de-a lungul timpului. Moldărășanu a fost nemulțumit de ceva și n-a mai acceptat oferta voastră. Corect. Și eu cel puțin sunt foarte curios să aflu de ce diferența, anume a fost. Diferența dintre net și brut. Adică? Noi toți, inițial, am fost de acord că Moldărășanu e persoana potrivită. Evident, cu argumentele și a lui Daniel Pancu și a lui Daniel Nicolae și a lui Ovidiu. Am discutat cu el, am căzut de acord asupra unei sume pentru primul an de contract și asupra unor principii pentru promovări succesive. Iar în momentul în care s-a trimis contractul, el nu era foarte hotărât. Era încă îndoit, era antrenor la Astra 2. Avea speranțe la acel moment cumva să ajungă antrenor la prima echipă. Nu era foarte hotărât. Diferența sau acea problemă legată de ce a primit el era faptul că în dreptul remunerației era trecută suma, dar brută, nu netă. Care nu, era o chestie. Nu, în sensul că ea era trecută ca și cum ar fi toată suma, dar de fapt era supusă impozitării. O chestiune care se pe poate... care n-ați avut-o în prealabil? Ba da, dar acolo, la momentul ăla, s-a trecut pur și simplu suma în contract ca el să primească un draft. Oricum, draftul ăla era supus negocierilor, pentru că, evident, el a spus la momentul ăla o să mai pun și eu niște clauze, adică era o chestie de negociere. A avut o reacție pe care o știți. Știu că după aia Daniel Nicolae s-a dus să vorbească cu el și știu că nu l-a convins. Nu pot să spun ce s-a discutat la momentul ăla. Știu că am abandonat această pistă. La momentul la care vorbim, Daniel Nicolae și Daniel Pancu erau angajații clubului. Era un proiect. Acum, cu angajații clubului,
nu știu cum să spun, da, erau, cred că semnaseră sau urma să semnăm acte legate de funcțiile pe care le dețineau. A picat varianta Moldereșanu, a apărut varianta Schumacher, bănuiesc. Au mai fost mai multe propuneri. Eu știu că mă gândisem și la Bogdan Andone și cred că au mai fost cred că a fost o discuție și despre Enci. Cel care a insistat foarte mult ca Schumi să fie antrenor a fost Pancu. Știu că chiar a fost o discuție un pic între ei și Pancu chiar a avut argumente pentru aducerea lui Schumi la acel moment. Schumacher era angajat undeva la momentul ăla? Era sub contract? Nu. Știu că are o școală de fotbal a lui, cred că nu era sub contract la acel moment. Și toți am plecat de la masă cu ideea că e cea mai bună variantă, evident, la propunerea și la argumentele pe care le adusese Pan. Cred că a fost, cred că Daniel Nicolae sau chiar Pan au fost, au vorbit cu el. Lucrurile au mers destul de normal. Am negociat, am căzut de acord, a venit și el cu doza lui de entuziasm. A fost o chestiune pozitivă. Ok. S-a înscris în campionat Academie Rapid, antrenor aveam, jucători aveam? Și aici e o discuție că aveam o parte din cei care făcuseră parte din mișcarea CFR și evident că Ovidiu, Pancu și cu Daniel Nicolae au început să caute în dreapta, în stânga, să întrebe, să... nu știu. Prietenii, să aveau foarte multe cunoștințe sau aveau cunoștințe în zona asta. Și ușor, ușor au apărut. Goge, cred că a fost propunerea lui Ovidiu, dar nu sunt sigur. Dar cred că a fost propunerea lui Ovidiu, că îl știa și știa că e la Brașov. Iacob, care a fost propunerea lui Daniel Nicolae, cred. Bratu, care... cred că tot Daniel sau așa. Au mai venit jucători care erau evident peste media campionatului de Liga 4. Da, vă era clar în momentul ăla că campionatul se va reduce la o luptă cu CSA. Era clar lucrul ăsta și noi știam foarte bine că suntem în urmă rău. Suntem în urmă. Da, dacă nu mă înșel, a făcut și cantonament în vaia respectivă. Ei aveau lotul făcut... cu 6 luni înainte. Ok. Avem și jucători, ne-am înscris. Care era bugetul pe care l-ați luat în calcul pentru Liga 4? Acum e o discuție, pentru că dacă te bați cu CSA, cum am făcut-o noi, bugetul crește exponențial. Adică noi știam... la în termen general, cam unde se învârt ei cu bugetul și era undeva la 350-400 de mii. Atenție, asta aș vrea să cum să zic, o idee mai veche de-a mea. Ar trebui să înțelegem cu toții că CSA se finanțează din bani publici. Da, dar nu asta ne-a interesat. Nu, pe noi ne-a interesat. În sensul că sursa de finanțare e sigură și da, odată da. Suma agreată, nu e nicio îndoială că suma aceea vine. Ok. Și suma semnificativă. Corect. Noi plecam doar cu Superbet. Acum nu vreau să-i fac reclamă, dar Superbet la momentul ăla a fost un sprijin pentru noi, pentru că a fost singurul care ne-a pus un contract de 4 ani pe masă. Ne-a oferit o stabilitate, o siguranță. Și de asemenea am avut o discuție și după aceea o colaborare cu grupul Grampet prin Gruia Stoică. GFR. Din punctul ăsta de vedere aveam startul la nivelul de finanțare pe care ni-l doream noi și cum vroiam să fim organizați. Puteam să începem și aveam siguranța că ducem turul, urmând ca ușor ușor să construim acest buget. Au apărut în partea a doua a sezonului probleme legate de cizii de contracte. Da, a apărut problema legată de dobândirea personalității juridice. Și acum
fac o discuție un pic mai simplă ca lumea să înțeleagă. Aș insista puțin pe asta. În primul rând, într-adevăr, să o explicăm astfel încât să fie, adică să o explice astfel încât să fie cât se poate de simplu de înțeles. Pentru că ăsta e primul pas din acea serie a litigiilor despre care vorbim acum, la 2 ani și jumătate de la momentul ăsta. Ele atunci nu erau propriu-zis litigii, pentru că procedura de dobândire a personalității juridice e o procedură necontencioasă. Am zis că vorbesc simplu, dar o să explic după aceea. Asta înseamnă că tu, petentul, te duci în față cu judecătorul, n-ai un opozant. E, datorită presiunii mediatice și a faptului că AFC-ul se simțea, nu știu cum, nemulțumită de situație, ei s-au prezentat de fiecare dată în dosarele în care noi solicitam, au fost două dosare în care solicitam dobândirea personalității juridice. De fiecare dată aceste discuții în fața judecătorului au creat impresia judecătorului că numele de rapid ar influența cumva dobândirea personalității. Deci noi nu discutam de dobândirea personalității în sine a unei entități, ci de conținutul numelui rapid în numele acelei entități. O teorie falsă pe care a fost dovedită ulterior. Și de ce spun asta? La momentul ăla mai existau oricum alte entități care aveau numele rapid în conținutul numelui. Vorbim de particula rapid din Academia Rapid. Da. Asta era ceea ce contesta AFC. Da. Și existau la acel moment Rapid Redivivus, un ONG care fusese autorizat să aibă personalitate juridică, și exista Rapid Frumos și Nebun ai Giuleștiului. Dacă nu mă înșel, exista și Rapid Suceava. Eu vorbesc de sectorul 1. Vorbesc de judecătoria, da, în fața căruia ne aflăm noi. Și ca dovadă, ulterior, în Liga 3-a, și fac o paranteză, mai mult pentru a-mi dovedi mie că am dreptate, am transformat Rapid Redivivus din Rapid Redivivus în Academia Rapid. În momentul în care nu am avut nicio opoziție la modificarea aceasta de structură a entității, evident că s-a putut. Am înțeles. Deci, practic, lucru pe care eu cel puțin l-am sesizat din secunda 1, este că problemele de facere ale rapidului în variante după faliment au venit cu precădere din zona rapidistă. Da. Iar chestiunea asta, eu personal o simt perpetuându-se de-a lungul timpului, chiar și în prezent. Și mă interesează părerea ta. Ți se pare că eforturile pe care AFC-ul a depus pentru a împiedica dobândirea personalității juridice a Academiei Rapid veneau dintr-o, cum să spun, dintr-o zonă de sentiment rapidist, cum ne luptam pentru niște idealuri, sau eram în zona foarte materială a banilor? Ne luptam pentru niște bani. Eu de altfel am și avut niște discuții care s-au redus doar la bani. Dar nu cred că are rost să discutăm lucrurile astea, că sunt destul de... Ok. Cum s-a finalizat povestea asta? Păi, a fost o perioadă foarte tensionată în care am încercat să rezolv această problemă cu personalitatea juridică. Până la urmă, varianta pe care am ales-o se pare că este cea mai bună sau s-a dovedit a fi cea mai bună, mai ales din punctul de vedere al implementării de către Federația Română de Fotbal al a reglementărilor FIFA, prin care până în 2021, acum să vedem dacă nu se extinde termenul, toate structurile sportive care aspiră spre cluburi profesioniste, respectiv Liga 2, Liga 3, Liga 1, vor trebui să fie organizate sub forma unui SA. Și atunci, din momentul ăla, noi... Ceea ce Clubul Rapid este în momentul ăsta. Înțeleg. Ceea ce Clubul Rapid este în momentul ăsta. Practic, Liga 4, așa cum am înțeles-o eu, a fost o competiție pe două fronturi. A fost competiția sportivă și competiția din spatele... Competiția sportivă unde a excelat Daniel Niculae și trebuie spus că fără el în teren... Eu cred că aportul lui a fost de peste, nu știu, 50-60% la rezultatul sportiv.
Și a fost o competiție odată intern, o bătălie fratricidă cu AFCU și o bătălie cu, din punctul meu de vedere, un fanatic talpan. Dar un fanatic care nu înțelegea prea multe și care... Un fanatic a ce? Mie nu mi-a lăsat, mie personal, nu mi-a lăsat senzația unui fanatic al unui ideal. Unui fanatic a ce? Al unui rezultat obținut prin credințele lui proprii. Adică un fanatic al ego-ului. Al ego-ului, da. El credea că tot ce spune el este adevărat și presupun că crede în continuare. Mă rog, lupta cu el atunci când se dădeau și când se duceau și meciurile de promovare a fost destul de dură din punct de vedere al modului în care el a înțeles să ducă această luptă, adică la fiecare ședință a făcut spectacol, a țipat, a crezut că dacă urlă mai tare are dreptate. A pus presiune în media, nu știu, pentru mine a fost senzația aceea, știi, o vorbă românească, hoțul strige că hoți. Cam așa mi s-a părut că s-a desfășurat campania lui din acea moment. Și, na, asta. Să-l lăsăm un pic pe talpan, să-l dăm uitării, per definitiv. Să ne întoarcem la Daniel Niculae, pentru că, într-adevăr, chestiunea asta e o chestiune simțită și resimțită de toți suporterii rapidiști. Niculae a fost pilonul principal din teren. Din teren și probabil și din vestiar. Da, cu siguranță. Era clar că e cel în jurul căruia se strânge echipa, e cel care îi motivează și a reprezentat, nu știu, să zicem așa pe scurt, în Liga 4 a fost 0. Tocmai de asta, lovitura plecării lui a fost resimțită în plex de, din nou, de toată suflarea rapidistă. Iar asta e unul dintre misterele lumii încă neelucidat până în ziua de azi. De ce a plecat Daniel Niculae? Asta fiind o problemă care nu s-a închis și ale cărei rezultate le vedem încă și le simțim încă și azi. Ce s-a întâmplat? Ce a dus la plecarea lui Daniel Niculae? Pentru că aș pune puțin în context chestia asta. Mie mi se pare că maximum de entuziasm s-a întâmplat la acel meci cu CSA din retur. În ciuda a două promovări consecutive și în ciuda faptului că suntem în Liga a doua, într-o ligă vizibilă și încă cu șanse în lupta pentru promovare, Clubul Rapid n-a reușit să mai creeze aceeași emulație și același entuziasm, iar momentul de la care entuziasmul a început să scadă este plecarea lui Niculae. O lovitură care n-a fost explicată nici până azi, de nimeni. Păi, da, în primul rând cred că ar fi trebuit să o explice el dacă avea niște chestiuni concrete pe care să le reproșeze. Eu știu din discuțiile cu el că el a fost oarecum... Și a pierdut cumva încrederea datorită acestei lupte pe care am dus-o la nivel de dobândire personalitate juridică. Și a pierdut cumva încrederea în sensul în care la un moment dat am simțit că putea să-mi spună că noi doi nu tragem în aceeași direcție, adică nu tragem la aceeași căruță, gândindu-se că interesul meu n-ar fi să rezolvăm această problemă. După ce s-au rezolvat problemele și cu talpan și celelalte și, mă rog, când s-a ajuns în Liga 3-a... El a plecat practic după finala Cupei Municipiului București. Nu, el a plecat în perioada... La plecarea definitivă mă refer, nu la momentul acela, mă rog, din timpul competiției. Nu. Alea au fost niște alte subiecte, mă rog, alte episoade ale acelui subiect, dar plecarea s-a produs efectiv în momentul în care lotul se pregătea să se reunească pentru Liga 3. Din câte știu eu, el nu a acceptat ca eu să
fiu în continuare parte din structură. Acum nici nu... Nu-mi dau seama... Nici nu vreau să spun ceva care să fie interpretat ca și cum ar fi fost o luptă a lui cu mine sau o chestiune de alegere. Însă în structura, așa cum o gândisem și cu oamenii care veniseră între timp lângă noi și care ajutaseră cumva financiar clubul, la momentul ăla, ca să o spunem pe românește, nu putea să conducă pe banii altuia. A fost o discuție legată de prerogative? A fost o discuție legată de, nu știu, de salarii, legată de... Eu, unul personal, n-am mai apucat să am această discuție, pentru că mie nu mi-a răspuns la telefon. Știu doar că a avut cu Victor, era perioada în care cu ajutorul lui Victor făcusem niște pași importanți. Victor Angelescu era primul dintre acționarii pe care încercam să-i găsim ca să structurăm clubul așa cum doream. Și era și devenea la acel moment un pilon de bază pentru viitorul Rapidului, pentru bugetul Rapidului de Liga 3. Și cu care agreasem acea structură ca să ne ducă mai departe. Știu că a avut cu el niște discuții. Victor, cred că i-a oferit destul, nu vreau să vorbesc, nu știu discuțiile dintre ei, dar i-a oferit, știu că au fost niște discuții și a oferit destul de multe variante. E și sentimentul tău că plecarea lui Daniel Niculae a fost o problemă și este în continuare? A fost și este o problemă, pentru că, nu știu, eu am spus-o acum câteva zile. Bunul simț și tăcerea au fost interpretate ca prostie. Eu n-am ieșit niciodată în această perioadă, mai ales în Liga 4, niciodată n-am ieșit să spun ceva, orice legat de ce fac eu, cum fac și așa mai departe. De fiecare dată când am fost atacat ulterior, că el a atacat de multe ori în presă, chiar și voalat, niciodată n-am ieșit să spun, nu e așa, sau nu știu, să dau un exemplu. Uite, cumva voalat a fost, ori eu, ori Ovidiu, nu-mi dau seama, am fost acuzați că luam niște decizii fără ca el să știe. Și acum o să dau un exemplu cu martori, că nu-mi permit să fie doar între mine și el. Când țin minte că eram la început undeva înainte, cred că de meciul cu CSA sau imediat după, când ne-am dat seama că noi suntem destul de în urmă. Ne-am dat seama că noi meciul trebuie... Meciul din tur sau meciul din retur? Meciul din tur, nu, meciul din tur. Înainte de momentul în care au început micile probleme de comunicare. Și am stabilit că trebuie să ne vedem cu Dan Tudorache toți, să-i explicăm ce am făcut, să-i spunem ce vrem să facem, să-i cerem sprijin pentru, nu mai știu, chestiuni de organizare. Mă rog, să avem o ședință în care să fim toți, să luăm niște decizii, să vedem cum mergem mai departe. Am stabilit toți să fim la ora 11 la primărie. Ne-am prezentat toți, la ora 11 am fost acolo. Singurul care a lipsit a fost Daniel Niculae. Pe la 11:10 l-am sunat, avea telefonul închis. Și probabil la vreo 40 de minute când noi plecam și n-am făcut nimic așa, a sunat înapoi și a spus că a adormit sau ceva, dar vorbim noi mai încolo. Ăsta e un exemplu concret prin care, nu știu, niciodată nu i-am luat din prerogative sau niciodată nu i-am știrbit din prerogativele pe care le avea. Mai știu că un reproș al lui a fost la un moment dat că împreună cu Ovidiu, am fost la o discuție preliminară la Ministerul Transporturilor împreună cu doamna Caciureag, reprezentanții AFC și reprezentanții FNG și nu i-am spus, deși întâlnirea aia a avut loc în timpul antrenamentelor. Nu știu, pot să mi-o asum, adică că la nivel de comunicare, dar era o chestie absolut preliminară în care nu s-a decis absolut nimica și doar voiam să vedem dacă putem să stăm la masă, să facem niște propuneri concrete către Ministerul Transportului. Nici nu mai știu care era subiectul la momentul ăsta, că ca și dovadă nu s-a materializat nimic, nu s-a întâmplat nimic. E ceva ce-ți reproșezi
în povestea plecării lui Daniel Niculae și mai important decât atât, vezi cumva chestiunea asta rezolvându-se în vreun fel? Pentru că, repet ce am spus la început, mie mi se pare că e un moment în care lucrurile trebuie spuse, discutate și închise într-un fel sau altul, mers mai departe. Deci îți reproșezi ceva din episodul plecării lui Daniel Niculae și îl vezi cumva reparat, nu știu, îl vezi, te vezi lucrând cu el sau îl vezi pe el întorcându-se? Eu asta e o întrebare adresată de sute de ori. Ok. Eu n-am avut și n-am niciodată și nu o să am o problemă în a lucra cu el. Acum, toți avem felul nostru de a fi, probabil ceva din felul meu de a fi a deranjat, nu-mi dau seama exact, și nu știu dacă e mai degrabă o greșeală cât probabil o lipsă de comunicare, nu știu ce să spun. Cert este că, concret, eu nu am avut, sau el nu a avut niciodată să-mi reproșeze ceva, în afară de faptul că ne-am zbătut în acea perioadă cuprinsă între octombrie și martie, octombrie 2017, martie 2018, să rezolvăm problema cu personalitatea juridică. Deci, practic, tu spui că senzația lui sau convingerea lui este că problemele obținerii personalității juridice se datorau vouă sau ție. Evident, și... evident. Încheiem subiectul? Crezi că mai e ceva de... Nu știu cum ți-ai conceput întrebările sau ce vrei să... Nu, întrebarea mea, cum să zic, necunoscând detaliile relațiilor din interiorul clubului și evident nici motivele despărțirii, nu mi-am conceput-o într-un fel, văzând și făcând. Ce vreau eu să spun este că eu nu m-am gândit niciodată că o să-i răspund vreodată. Însă am văzut un interviu atunci când s-au întâlnit din nou. Acum 3-4 zile s-au întâlnit împreună într-un studio Daniel Niculae cu Daniel Pancu și am observat pentru prima dată un pic de rea credință. Și rea credință cu privire la niște știri vehiculate în presă, într-o medie, într-o presă cu tentă politică, pe care el le-a preluat și le-a, fiind un vector de imagine, le-a rostogolit un pic. Te referi la declarație referitoare la ProRapid, nu? Declarația de la ProRapid. Și de asemenea știu că, spre exemplu... Vom discuta, apropo, problema ProRapidului e pe listă și o să discutăm. Da. L-am văzut un pic, cum să spun, încercând cumva să dezbine. Și nu cred că fac bine astfel de lucruri venite din partea unui simbol al rapidiștilor. Eu cred că dacă Daniel Niculae are ceva concret de spus și dacă el nu crede că ceea ce am făcut noi, respectiv să cumpărăm marca de la defunctul Rapide Sa, ca să putem să fim continuatorii acestui club, nu reprezintă că noi avem identitatea și prestanța morală să reprezentăm Rapidul la momentul ăsta, să o spună clar. Dar eu consider că cumpărând marca de la Rapide Sa în faliment, este singura metodă corectă și legală ca să devii continuatorul unui alt club care e în faliment. Nu există alta. Noi am vorbit cu lichidatorul, nu existau alte active la vânzare. Adică existau chestiuni în litigiu, chestiuni, apropo, ca o glumă, furate de unii sau alții care fuseseră pe acolo prin Rapid SA în faliment. Asta e maniera. La ce te referi? Păi știu că există discuții cu cine a luat softul de la tabelă, cine a fugit cu imprimanta de bilete, cine... Mă rog, cred că sunt povești pe care le știu toți rapidiștii, nu are rost să le... Da, nu cred că le știu chiar toți, deci... Să nu plecăm de la premiza asta. Da. Deci ăsta a fost motivul plecării lui Daniel Niculae. Daniel Niculae fiind la momentul respectiv atât fotbalist care a avut acel rol absolut determinat în campania de promovare din Liga 4 în Liga 3, cât și președintele clubului. Da.
Din nou, ca să clarific eu anumite chestiuni, la momentul respectiv Daniel Niculae și Pancu erau angajații clubului? Da. Cum să spun, clubul, bine, reprezentat, reprezentat de mine, sau nu știu cum să zic, clubul prin mine, ca să nu spun altfel, a apreciat foarte mult valoarea acestor legende. Adică este de netăgăduit că emulația și energia în jurul acestui proiect nu se puteau naște fără ei. Tocmai de aceea ei au fost remunerați la un nivel foarte bun, spun eu, pentru foarte, foarte bun pentru Liga 4, unde, mă rog, suntem în amatoriști toți. Cred că un nivel foarte bun și pentru ligi superioare. Dar asta era forma de respect pentru legendele acestui club. Cred că din punctul ăsta de vedere nu are cine să ce să reproșeze clubului. Am arătat respectul cuvenit prin valoarea pe care am dat-o acestor oameni care au fost lângă noi. Am uitat, mă rog, să clarific o chestiune. Am sărit peste episodul Vasile Maftei. Pe Vasile Maftei bănuiesc că Daniel Niculae l-a adus în, da, în asta iarnă. Este în iarnă. În iarnă alături, da, de Ionuț Voicu. În iarnă au mai venit, noi ne-am organizat. Da, în, da, iarnă. Da. În iarnă deja atât Daniel Pancu cât și Daniel Niculae, atât Schumacher, Ovidiu, deja învățaseră cu ce să mănâncă această ligă și deja știam ce avem de făcut ca să câștigăm bătălia. Și am și făcut. Se încheie campionatul, se încheie și cupa, mă rog, victorii pe toate liniile, victorii sportive, toată lumea fericită. Apare momentul acestei lovituri. Plecarea definitivă a lui Daniel Niculae, repet, lovitură pe care cred că nici până acum clubul nu a surmontat-o și n-a digerat-o așa cum trebuie. Și urmează un moment pozitiv, achiziția mărcii. Ai amintit ceva mai devreme. Aia se întâmplă între timp. Adică am câștigat licitația undeva în timpul campionatului de Liga 4, probabil, cred, sau spre final. Iar achiziția efectivă, plata restului de preț, e în intersezon. Cât a costat? 408.000 de euro plus TVA. Adică aproape 500. Aproape 500.000 de euro. Ce s-a cumpărat, practic, de banii ăștia? De banii ăștia s-au cumpărat în primul și în primul rând cele 5 mărci care dau identitate Rapidului și brandului Rapid, respectiv marca Fotbal Club Rapid, 3 mărci Uniunea Fotbal Club Rapid și marca Giuleștin. Pe lângă astea, pentru că lichidatorul găsise în depozitele Rapidului niște cupe, nu toate, pentru că am înțeles că și unele din cupe au fost furate de prieteni rapidiști, a găsit niște cupe și le-a pus alături în acest proces verbal de licitație. Ce înseamnă marcă? Cupe fizice, mă refer la... Am înțeles. Ce înseamnă marcă? Poți explica, te rog, ce înseamnă marcă? Ce e în spatele acestei denumiri? Marca poate să fie o reprezentare grafică și fonetică, respectiv un desen și un nume. Care desen înseamnă siglă. Siglă, în cazul nostru siglă, în cazul altor mărci doar un desen, care să dea identitate unui brand. Și nu știu, aș vrea să discutăm de biscuiți. Sau de băuturi răcoritoare. Sau de băuturi răcoritoare. Da? Acea identitate de brand reprezintă marca înregistrată a produsului respectiv. Identificarea cu acel produs. În cazul nostru, identificarea cu Rapid, identificarea cu acel club, cu acea istorie, cu acea emoție, cu tot ce a trecut, tot ce a trecut acest club. Din punctul de vedere al identității,
este ceva ce noua entitate n-a cumpărat de la entitatea aflată în faliment? Nu. Nu, pentru că nu existau alte active care să poată să fie asimilate identității clubului. Deci, practic, în momentul ăsta, entitatea aflată în faliment nu mai are niciun activ de vânzare care să contribuie la zona asta de identitate sportivă. Nu. Și nici n-a avut, pentru că, din punct de vedere organizatoric, așa cum spuneam, cluburile din România nu sunt atât de bine organizate încât să-și poată constitui active din zona de identitate, de brand, de marketing, de orice chestiune care dovedește faptul că există acea entitate, există acel produs, există marca, în primul și în primul rând. Când a apărut prima contestație, prima acțiune a FC-ului, imediat după ce s-a cumpărat, cred că acțiunea s-a achitat prețul? Da, cred că acțiunea fusese depusă la tribunal. Am o întrebare în momentul ăsta. Înțelegerea cu AFC nu s-a făcut la momentul inițierii proiectului Academia Rapid, pentru că aveau datorii de aproape 500.000 de euro. Da. Cum e posibil ca o entitate cu astfel de datorii, la nivelul unei entități care activează în Liga 4, asta înseamnă enorm. Cum poate o astfel de entitate să supraviețuiască totuși și să aibă și suficiente resurse încât să pună bețe în roate clubul? Păi asta se întâmplă datorită mediatizării, datorită dorinței atât media cât probabil și a suporterilor de a umfla orice informație care vine din zona asta. Cum am spus, eu cred că solicitările de personalitate juridică au avut deznodământul de atunci doar datorită mediatizării de la momentul respectiv și a presiunii ce a atârnat pe umerii instanțelor la acel moment. Pe de altă parte, AFC Rapid nu face decât figurație, din câte știți. Adică toată lumea știe că nu face decât figurație. A înlăturat orice jucător care provenea de la FC Rapid în faliment și, din câte știu... Cum să zic, pare transparent că scopul AFC-ului nu e unul sportiv. AFC-ul nu își dorește să obțină glorie sportivă în campionatul Ligii a IV-a. Nu. Pare că singurul obiectiv al AFC-ului e altul. Să creeze dezbinare între suporterii rapidiști. Asta mi se pare un efect. Cred că pare că ceea ce își propun este să creeze probleme în acțiunea zona... este foarte clară. Acțiunea este foarte clară. Acțiunea este foarte clară. Ei doresc anularea acelei mărci a Rapid S.A. în faliment vândută la Pentru citație. Ce? Ei sunt rapidiști. Cum să spun? Ei spun că sunt rapidiști. Ei susțin că AFC este un continuator al Rapidului aflat în faliment, al societății aflate în faliment. AFC nu este un continuator. AFC face parte dintr-o listă de entități pe care echipa Rapid a desfășurat activitatea de-a lungul timpului. Și perioada probabil 2001-2007, nu știu, și-a desfășurat activitatea prin această entitate. Cred că știi cum se desfășurau cesiunile la nivel de Federația Română de Fotbal anii 2000-2007. Se făcea un act în care se spunea de mâine se transferă totul pe X. Pe altă societate. Nu se mai poate așa ceva. Au intervenit legi speciale, legea insolvenței, falimentul, nu se mai poate pur și simplu, pentru că istoric cluburile din România falimentau, aduceau datorii foarte mari pe o societate, după care păcăleau toți creditorii și treceau de mâine pe altă societate. FIFA a interzis acest lucru și ușor, ușor, intrând în Uniunea Europeană, am început și noi să reglementăm lucruri care sunt normale. Ok, deci scopul lor, am stabilit că nu e unul sportiv. Nu știu, există,
Nu există o variantă prin care clubul Rapid să ajungă la o înțelegere cu AFC din moment ce el se încăpățânează să nu dispare, deși are sute de mii de euro datorie? Cererile lor sunt nerezonabile. Și atunci singurul lucru pe care îl putem face este să mergem în instanță cu ei și să mergem în instanță, adică instanțele se decide, nu avem ce să facem, pentru că sunt zone nerezonabile. Dacă toți suntem aici, deși, mă rog, îmi propusesem să discutăm mai târziu, însă hai să închidem acum subiectul acestor litigii. Care sunt susținerile AFC-ului, care sunt argumentele pe care le aduc ei în instanță și despre ce e vorba în decizia de săptămâna trecută? Bun, acum... Sau, hai să, luăm cu să începem cu începutul. Ce au contestat ei imediat după ce clubul a cumpărat, a achiziționat marca? Fără a încerca să fiu foarte tehnic, cred că sunt două susțineri majore pe care le-am reținut din colaborarea pe care o avem cu firma de avocatură pe proprietate intelectuală care duce aceste litigi. Unul este faptul că ar exista o notorietate a utilizării acestei mărci, chiar dacă era neînregistrată la OSIM în perioada în care AFC activa. Și a doua, că la momentul la care s-a făcut înregistrarea în 2015 de către lichidatorul sau administratorul judiciar al Rapid S.A. în faliment, s-ar fi făcut fără mandat. Cred că astea sunt cele două argumente principale. Dar nu aș vrea să intru în foarte multe detalii tehnice, că cred că plictisim. Iar ce s-a întâmplat săptămâna trecută nu este decât rezultatul unei acțiuni pe care noi am provocat-o. Pentru că... Deci, doar o secundă. Acțiunea FC-ului, în ce stadiu se află ea acum? În acțiunea fond. Începută după ce clubul a cumpărat marca. Ne aflăm în fond la tribunal. Deci în prima instanță. În prima instanță. Dar între timp ei au mai făcut o acțiune prin care cer și n-aia anularea mărcii, pentru că... Vezi, uite, intru niște detalii tehnice pe care poate lumea nu le va percepe și poate voi fi plictisitor. Au încercat să modifice acțiunea, prima acțiune. A fost tardiv și atunci au introdus o nouă acțiune. Uh-huh. În același timp, noi am aducând introdus... argumente noi în a doua acțiune? Cred că asta legată de continuitate sau nu știu, dar mă rog, au făcut o altă acțiune. În același timp, noi am solicitat și noi anularea mărcilor verbale. Pentru că în 2017, atenție, în 2017, AFC a înregistrat la OSIM și aici probabil vorbim de rea credință, pentru că în 2017 exista marca Fotbal Club Rapid, da, cumpărată de către noi ulterior. În 2017, AFC Rapid a înregistrat la OSIM marca verbală Asociația Fotbal Club Rapid, respectiv doar denumirea, fără niciun simbol, fără nimic, doar denumirea. A fost scăparea lichidatorului de la Rapide San Faliment, care nu a făcut opoziție la OSIM la această înregistrare. El fiind cel care ar fi trebuit să o facă. El fiind cel care trebuia să apere interesele Fotbal Club Rapid în faliment la acel moment. Ok. Iar aceste litigii sunt în faza primei instanțe. În fond, da. În fond. Ce s-a întâmplat săptămâna trecută? Ce s-a întâmplat săptămâna trecută este rezultatul respingerii pe fond a unei cereri ale noastre, făcută din motivația faptului că undeva la începutul campionatului de Liga 2, mai mulți suporteri ne-au atras atenția că în Liga 4, AFC Rapid a început să folosească din nou sigla noastră. Sigla fapt, cumpărată împreună sigla, cu... Sigla, sigla cumpărată împreună. Sig, da. Marca. Și atunci, pentru că aveam aceste litigii pe fondul cauzei pe rol, am gândit o ordonanță președințială care provizoriu să le interzică folosirea acestei mărci. În mod normal, la momentul la care s-a dat soluția de fond, noi n-am făcut nicio știre din asta pentru că nu ni s-a părut că e o știre. Era pur și simplu un act de protecție pe care l-am făcut în activitatea curentă a clubului. Nu era o știre. Faptul că în apel s-a respins această cerere ca ei să nu mai utilizeze pe tricou sigla,
devine dintr-o dată o știre bombă și creează foarte multe probleme la nivelul de percepție, la nivelul suporterilor. Nu schimbă cu nimic situația. Dacă se va dovedi că AFC Rapid, după fond și după calea de atac în dosarul de fond, se va dovedi că nu se poate anula acea marcă și că este marca noastră, evident că AFC Rapid se va face vinovată de folosirea abuzivă a mărci. Acum sunt două chestiuni. În primul rând, ca să rezum un pic povestea, decizia de săptămâna trecută practic nu aduce nimic nou în litigiul dintre AFC și FC Rapid, pentru că litigiul ăsta este în primă instanță și încă din 2018, imediat după ce FC Rapid a cumpărat marca de la lichidatorul judiciar. Deci nu are nicio influență pe dosarul de fond. Acolo sunt alt tip de argumente, alte probe. Deci litigiul ăla n-a progresat absolut deloc de la momentul inițierii lui. Suntem în aceeași fază. Suntem în aceeași fază procesuală. Da. Dar, ok, asta se va întâmpla dacă AFC-ul pierde. O întrebare care se pune este, ok, ce se întâmplă dacă AFC Rapid pierde acest litigiu? Fond și cale de atac. Da, definitiv. Asta înseamnă că marca respectivă ar fi anulată. E posibil asta? E posibil să se anuleze marca pe care a folosit-o clubul aflat în faliment? Nu știu, în România orice e posibil, dar mie mi se pare că dacă putem să ne dăm cu părerea și să gândim logic și oarecum argumentat juridic, o astfel de soluție nu se poate pronunța niciodată. Este vorba de o marcă vândută într-o licitație publică sub o autoritate de lucru judecată a unui judecător sindic care a spus, da, ăsta e activul, el există. Atât valorează, datorită raportului administratorului sau lichidatorului, este liber de sarcini, liber de orice problemă și trebuie valorificat. În interesul creditorilor, Rapid SA în faliment. Da, chestia asta pare logică, pentru că alminteri ar însemna că cu jumătate de milion de euro s-a cumpărat aer. Altfel ar însemna că statul român, prin instanțele din România, cumva, nu știu, dă țeapă particularilor sau... Care a fost sursa de finanțare a achiziției mărcii? Parțial a fost din sursele pe care le-am atras în perioada de Liga 4 și o parte destul de însemnată a fost din acordul pe care l-am făcut la acel moment cu Victor Angelescu. Dar marca cumpărată în licitație este în proprietatea clubului. Da, marca ei are procesul de adjudecare, are tot. Procedura de la OSIM este blocată însă la acest moment de către AFC. Am înțeles. Suntem în Liga 3, da? Am ajuns la Liga 3. Suntem în Liga 3, da. Suntem în Liga 3. Nu știu dacă am concluzionat care a fost bugetul Ligii a 4-a. Ok, e clar că bugetul Ligii a 4-a variază în funcție de oponent. Dacă te lupți cu CSA, trebuie să ai un alt buget. Ce buget am avut în Liga 4? Noi am avut undeva la, cred că, aproape 400.000 de euro. Și în Liga 3? 1.100.000. În banii ăștia intră și Academia? Inclusiv Academia, da. În Liga 4 nu aveam Academie. În Liga 4 nu. Dar am avut o singură echipă de junior pe care am susținut-o cât am putut, sau două echipe de junior și le-am susținut, dar nu am dezvoltat foarte mult, am pregătit terenul pentru următorul an. În acest 1.100.000 de Liga 3 intră și achiziția mărcii? Nu. Nu, aia e separat. Primul eveniment din Liga 3, așa cum îl amintesc eu, e plecarea lui Maftei. De fapt e plecarea lui Schumi urmată de... Da, plecarea lui Schumacher, corect. Plecarea lui Schumacher după meciul
bănuiesc. Ce s-a Nu pot să spun foarte multe, pentru că s-a întâmplat, este exact ceea ce s-a văzut. La momentul ăla a fost și Victor Angelescu alături de noi, a contat foarte mult și părerea lui apropo de ce jucăm, cum arată echipa. A fost o discuție în patru. În patru, cei patru fiind Schumacher? Ovidiu, nu. Apropo de schimbare, decizie. Da. Ovidiu, Pancu, Victor, eu. Opinia majoritară a fost că nu mergem din punct de vedere sportiv și al exprimării în zona în care să avem certitudinea promovării. Să conducem bătălia în Liga 3. Cum a fost despărțirea? Eu personal n-am participat. A fost doar Victor. Sunt detaliile lor. Am înțeles că a fost ok, cu strângere de mână, normală. Nu știu mai departe. A plecat Schumacher, era nevoie de un antrenor. Da. Ce s-a întâmplat de la momentul ăsta? Pentru că una dintre poveștile care au sau nu, urmează să ne spui tu un filon de adevăr, este aceea că Pancu a insistat pentru plecarea lui Schumacher pentru că își dorea să fie antrenor. Nu e adevărat. Nu e adevărat pentru că nu Pancu a fost inițiatorul discuției legate de antrenorul Schumacher. Ok. E clar. A plecat Schumacher, era nevoie de un antrenor. Am insistat. Cum s-a ajuns la soluția Pancu? Am insistat și eu și Victor pe lângă Pancu și Ovidiu, pentru că între timp ajunsesem să-l cunoaștem destul de bine. Eu ajunsesem să-l cunosc destul de bine, Ovidiu îl știa dinainte. Victor a avut oarecum încredere în mine la momentul ăla și avusesem destul de multe discuții legate de filozofia lui de viziunea lui asupra fotbalului și am insistat. Care au fost argumentele pentru numirea lui? Pentru că, dincolo de faptul că Pancu e un jucător exponențial al clubului, deci lăsăm deoparte cariera de fotbalist, despre care nu avem ce comenta și e la fel. Dar n-a avut nicio legătură cu asta. A avut legătură strict cu modul în care el ne povestea și ne spunea viziunea lui despre ce joacă o echipă de fotbal. Deci, practic, a fost un vot de încredere, ca să spun așa, pentru că Daniel Pancu nu avea o experiență de antrenor în spate. Schumacher, de exemplu, atunci când venise, nu era un antrenor aflat la început. Ok, nu avea o carieră fulminantă de antrenor, dar avea o experiență în spate, pe care Daniel Pancu nu o avea. Un vot masiv de încredere. Și, sincer, nu acum, după un an și așa, nu cred că era soluția mai bună. Adică, Pancu... Mie personal mi se pare un antrenor foarte talentat, adică cu talent, ceea ce zici despre un jucător de obicei. Mi se pare că este suficient de autodidact, adică are capacitatea de a asimila informație teoretică, vine cu un bagaj de experiență ca și fotbalist extrem de mare și e un atu extraordinar și astea sunt multe din calitățile lui ca și antrenor. Există și alte aspecte, dar cred că la momentul ăla a fost cea mai bună alegere. Nu putea să fie alt. Asta vreau, eu personal vreau să înțeleg, pentru că nu mi-era clar dacă a fost un vot de încredere dat trecutului fotbalistic al lui Daniel Pancu sau un vot de încredere dat viitorului antrenor. Nu, viitorului antrenor și modului în care vedea și discutam despre fotbal. Cum a decurs Liga 3 din perspectiva asta? Din perspectiva relației antrenorului cu echipa și a conducerii cu antrenorul? Păi, noi cred că l-am ajutat cât am putut noi și am oferit jucătorii pe care și a dorit și pe care cumva ca și structură de jucători îi configurase el pentru ce își dorește.
Și probabil cumva Liga 3, în afară de meciul cu Spartak, nu cred că are istoric. Bine, putea să aibă dacă ne-am fi încurcat în etapa a doua din retur cu Popești. Ceea ce nu s-a întâmplat în cele din urmă. Golul lui Cristocea din minutul 81. Da. Și dacă, probabil dacă nu învingeam la Slobozia, da. Ăla e deja tu. Da, zic. Dar din punctul meu de vedere, cred că Pancu a reușit să domine Liga autoritar în Liga 3. A fost Liga 3 mi-e oarecum familiară pentru că comentând majoritatea meciurilor am fost și am văzut de la fața locului ce s-a întâmplat. Senzația e că meritul lui Pancu e acela că a revigorat echipa după momentele acelea cu Turis, eliminarea din cupă cu Turis și începutul mai puțin sigur egalul cu Afumați din Giulești. Adică scoaterea echipei... Să știi că echipei... am pierdut semnalul, nu știu dacă tu mă mai auzi, dar eu nu te mai aud. Eu te-am auzit. Da. Spuneam că... mă auzi? Da, acum te aud. Spuneam că senzația este că meritul clar al lui Pancu a fost scoaterea echipei din groapa aia de potențial de după meciul de cupă cu Turis și egalul de acasă cu Afumați din Giulești în tur, acel 0-0. Nu, Pancu în primul rând în viziunea mea a revigorat jocul, modul de exprimare al echipei. Modul în care jucătorii au înțeles ce se întâmplă pe teren. Dar asta e o viziune personală, poate voi fi contrazis de cei care... Păi de asta și discutăm mult... viziunea ta personală. Da, de cei care au mai multă experiență, dar mie mi se pare că jocul cu Pancu în Liga 3 a fost mult mai spectaculos decât începutul de campionat de Liga 3. Da, nu, asta clar. Plus că în returul Ligii a 3-a și lotul a suferit modificări substanțiale. Plecarea lui Maftei. Hai să o discutăm și pe asta. A plecat Schumacher? Și în momentul ăla ne-am trezit cu Maftei, care a spus că el nu mai vine la antrenamente. Ce puteam să-i spunem? Nu, e clar, nu putea să spuneți nimic. Bine, Maftei n-avea contract, rapid? Avea contract, dar cum am fi putut noi ca și club să arătăm respect față de un jucător care a jucat atât timp la Rapid și să îi solicităm să-și respecte contractul? L-am înțeles, n-am comentat la decizia lui. El ne-a spus că așa ceva nu se poate. Așa ceva că, ce? În sensul că nu se poate schimba antrenorul după o singură înfrângere. Noi am spus că asta e decizia celor care pot să ia astfel de decizii. N-au existat argumente, adică chiar n-au existat argumente. Maftei n-a venit cu vreun argument tehnic sau ceva care să poată pe noi să ne facă să ne răzgândim. A fost pur și simplu... Problema lui Maftei a fost plecarea lui Schumacher sau venirea lui Pancu? Poate știe el mai multe. Nu știu ce să vă spun, dar el ne-a spus că nu... Plecarea lui Schumacher, de fapt, a fost problema. Am întrebat și am insistat pe ideea asta pentru că și Maftei este unul dintre contestatarii actuali. Mai voalat, mai direct, dar este și el unul dintre contestatarii lucrurilor care se întâmplă în club și care s-au întâmplat în club. Da, nu știu ce să zic și aș vrea cumva să fiu înțeles corect. Nu aș vrea să jignesc pe nimeni. Totuși, toți marii fotbaliști care au jucat la Rapid și au făcut performanță la Rapid, au făcut performanță într-un context. Și contextul ăla, spre exemplu, în 2006, nu se crea dacă George Copos nu făcea niște investiții, nu aducea un antrenor, care nu și-aducea niște jucători care erau puși într-un context ca să facă anumită performanță. Contextul ăsta e format din mai mulți factori. Unul dintre factori sunt și jucătorii sau individual jucătorul. Dar asta nu înseamnă că jucătorul n-a avut de câștigat. Jucătorul a fost plătit, a fost remunerat foarte bine. Jucătorul, datorită rezultatelor de la Rapid, probabil și-a găsit și în alte locuri, în alte părți, contracte foarte bune
Și pe ansamblu a fost o relație win-win. Adică interesul unui jucător nu se poate confunda cu interesul clubului. Ori eu cred că toți jucătorii care la un moment dat sunt cumva nemulțumiți de politica clubului, confundă interesul personal cu interesul clubului. Uitând că pentru toate serviciile pe care ei le-au făcut pentru club și le-au făcut, au fost la rândul lor remunerați, sprijiniți și cumva crescuți în valoare pentru a putea și în alte părți să-și câștige, să câștige ca și fotbaliști. Te întreb direct, a fost vorba de o remunerație de genul ăsta și în Liga 3-a? Spuneai că a existat o remunerație în Liga 4-a la nivelul, cum să spun, istoriei și experienței și valorii persoanelor respective. S-a întâmplat asta și în Liga 3-a? Evident că și Ionuț Voicu, evident că și Maftei au avut o remunerație, spun eu, peste nivelul ligii. Dar nu, asta nu e un lucru anormal. Adică nu e o chestiune care trebuie spusă sau cumva scoasă în evidență. E o chestiune normală, cum am spus. Clubul eu cred că clubul și-a manifestat respectul pentru jucători. Da. Nu, e o chestie absolut normală, dar e o chestie pe care mi se pare că e necesar să fie comunicată. Pentru că există oarecum senzația, nu generală evident, că nivelul fotbalistic al Ligii a 4-a, respectiv nivelul fotbalistic al Ligii a 3-a, s-a resimțit și în salariile plătite. Chestiune general valabilă pentru tot lotul. Da, noi ne-am încercat să ne încadrăm acolo, să facem un buget pe care să-l respectăm, să ne respectăm jucătorii și să creștem în condiții, pentru că, încă o dată, să nu uităm, noi am plecat de la zero condiții. Da. Și acum poate discutăm și de regie. Discutăm, noi am, da. Noi am mutat, găsit, suntem în Liga 3, deci ne-am mutat în regie. Noi am găsit o bază acolo care nu mai era utilizată de 5-6 ani de zile. Am investit în ea, am investit în teren, efectiv, am investit, cred că, 70.000 de euro acum, nu știu, calcul așa. Problema noastră cu terenul acolo este că înainte de a se închide baza, oamenii care administrau s-au gândit într-o iarnă că e mult mai ușor să crească iarba aducând niște bălegari. Și au lăsat acolo peste iarnă tone sau eu știu cât, nu știu. Astea au creat o problemă în infrastructura terenului la 50 de centimetri de desubt. Au venit experți de la minister, am cerut suport de peste tot. Cred că avem deja 10 ori am dat cu tot felul de materiale anti ca să putem cumva să-l facem terenul cât mai bun. Astea au fost condițiile, nu ne-am putut duce nicăieri. Dar clubul a făcut tot ce i-a stat în putere ca echipa de fotbal să aibă cele mai bune condiții posibile. Ok. Am promovat și din Liga 3-a. Nu cred că mai avem un eveniment din Liga 3-a pe care nu l-am discutat. Suntem în intersezon în Liga 2-a. Dacă nu mă înșel, în intersezon au apărut prima dată zvonurile despre modificările în structura acționariatului. Mă înșel? Au fost mai târziu? Nu, atunci a fost momentul în care am găsit un al doilea acționar cu care am început, era și sponsor și e încă și sponsor, și cu care am început atonările. Am început să facem demersuri în a înțelege și el structura, a înțelege costurile, a înțelege tot ce ține de bucătăria internă. De ce nu s-a finalizat? Pentru că asta e una dintre întrebările care plutesc. Și s-au avansat de mai multe ori în spațiu public niște deadline-uri pentru aducerea acestui nou acționar. Acest nou acționar a fost destul de prudent și coincidență sau nu, de fiecare dată când eram destul de aproape să mai înaintăm, cumva în spațiu public a mai apărut o
o dispută, o polemică în zona, în zona clubului Rapid. Polemică, evident, care... Te referi la polemicile interne? La polemicile interne, da. În ce stadiu e acum povestea asta a celui de-al doilea acționar? Ce să spun, am pregătit acte de 2-3 ori și acum sunt din nou pregătite niște acte. N-aș vrea să dau un termen pentru că deja am spus-o odată și par neserios. Ok, care e structura acționariatului în momentul ăsta? Suntem în Liga 2, am început Liga 2, care era structura acționariatului și bănuiesc că aceeași e și în momentul ăsta. Este aceeași, sunt trei acționari, este Casa Zela, cea care reprezintă investitorul prin Victor Angelescu, este Academia Rapid, fosta Redivivus și persoana fizică Ovidiu Burg. Evident, cele două din urmă, având un contract semnat și asumat, ca în cele momentul... două din urmă fiind Academia, Academia și Ovidiu Burcă. Și Ovidiu Burcă. Ca în momentul în care un investitor semnează condițiile de investiții pentru, acum au mai rămas doar 8 ani din acel plan, să fie cesionate acțiunile. Respectivului investitor. Respectivului acționar, da. Care este rolul primarului Tudorache? Pentru că discuțiile referitoare la rolul primarului Tudorache au apărut foarte des și apăsat puse întrebările în Liga a doua, mai ales, așa mi-amintesc eu lucrurile, în două momente. În momentul în care primarul Tudorache a vorbit despre o eventuală venire a lui Mircea Lucescu alături de Daniel Pancu la momentul respectiv, și a doua oară atunci când primarul Tudorache ar fi vorbit despre îndepărtarea lui Daniel Pancu din postura de antrenor. Practic, bun, asta e întrebarea. În ce calitate vorbea primarul Tudorache despre subiectele astea? Păi, el este catalizatorul acestui proiect. El a fost cel care ne-a sprijinit tot timpul. El este cel care a făcut niște demersuri oficiale până la un anumit moment când și-a dat seama că nu poate prin primăria sectorului 1 să intre în structura acestui club, pentru că se lovește de foarte multe, foarte multe, nu știu, opoziții în cadrul Consiliului Local. Am decis la momentul ăla să facem un parteneriat de imagine ca, prin intermediul primăriei și prin intermediul clubului, să venim cumva în sprijinul sportului juvenil și să facem niște campanii de conștientizare a sportului în școlile din sectorul 1. Și tocmai de aceea am avut acea mult hulită primăria sectorului 1 pe spate, pe spatele tricoului. Am încercat de asemenea, și asta nu e o rușine, să recunoaștem că am făcut un proiect și să am încercat să luăm niște bani prin proiectele desfășurate la sectorul 1 pentru Academia de Copii și Juniori, lucru care s-a dovedit și ăla neeficient, pentru că din nou s-a lovit de opoziția celorlalte partide politice. Nu vreau să spun ce, cum, că nu asta e importanță. Și deci cumva rolul lui a fost să ne sprijine tot timpul cum a putut. De asemenea, el având o relație cu Mircea Lucescu, scuze-mă un pic, înainte să trecem la Mircea Lucescu, Clubul Rapid a încasat vreun ban de la primărie, Consiliul, orice tip de finanțare publică? Știu răspunsul, e o întrebare, cum să spun, retorică din partea mea, dar nu. Chestia asta cred că trebuie spusă. Ok, n-am încasat niciun ban și recunosc, am solicitat de două ori prin Academia de Copii și Juniori, o altă entitate, să primim niște bani pe proiecte desfășurate pentru infrastructură și pentru desfășurarea condițiilor de pregătire pentru copii și juniori. Unul dintre proiecte a și trecut de Consiliul Local, deci a fost votat, însă nu am primit niciun ban datorită opozițiilor din cadrul celorlalte partide. Asta e pe scurt povestea. Mircea Lucescu. Mircea Lucescu, din câte știu, are o relație personală cu Dan Tudorache. Și eu personal, la momentul la care cineva mi-a spus, oricine mi-ar fi spus, Mircea Lucescu ar putea să ne ajute,
nici nu cred că am stat să mă gândesc în ce poziție. Adică dacă Mircea Lucescu venea de la președinte până la orice, cred că toată suflarea rapidistă și toți am fi fost super bucuroși. Adică experiența lui, profesionalismul lui, nu, nici nu pot să-mi găsesc cuvintele pentru Mircea Lucescu, că e ceva ce noi nu vom putea atinge vreodată. Nici nu mai putem să discutăm de ce Mircea Lucescu sau ceva. În momentul în care Dan Tudorache a spus Mircea Lucescu ar putea să ne ajute cu ceva, și eu am ridicat mâna și am spus drepți, orice, evident. Problema e că s-a spus că ar putea să vină și n-a venit. Ba chiar s-au avansat niște termene. Asta a fost... Da, dar el a venit în jurul echipei. El a avut discuții cu Pancu. El a fost prezent tot timpul. Cumva a fost lângă noi. Nu știu de ce nu s-au finalizat discuțiile. Eu nu știu relația și discuțiile dintre Mircea Lucescu și Daniel Pancu. Nu pot să în momentul ăsta Mircea Lucescu mai este cumva, mă rog, în jurul clubului, în preajma clubului, lângă club? Eu sper și îmi doresc ca la primul antrenament sau la primele noastre antrenamente să vină. Eu asta îmi doresc, sincer. Și nu știu dacă cineva dintre rapidiști nu-și dorește lucrul ăsta. Mai e un aspect important, un subiect important în care primarul Tudorache și-a spus cuvântul și a fost vizibil, și anume Pro Rapid. Și atinge un alt subiect sensibil și da, care e sensibil și prin ultimile declarații, dezvoltări din presă. Da. Da. Ăsta e un subiect pe care primarul Tudorache l-a atins de mai multe ori, din punctul meu de vedere, creând niște așteptări. Da, probabil asta a fost greșeala lui, a creat niște așteptări ale unor lucruri pe care nu erau în puterea lui. Pentru că, scuză-mă că te întrerup, eu cred că, cum să zic, Rapidul nu a fost, și te rog să mă contrazici dacă greșesc, Rapidul nu a fost niciodată în proprietatea bazei Pro Rapid. Niciodată baza Pro Rapid, nici pe vremea lui George Copos, nu a fost în proprietatea Rapidului. Corect. Acum, trecerea bazei ProRapid de la Ministerul Finanțelor la Primăria Municipiului București și apoi în administrarea sectorului 1 este o procedură despre care în ultimii 2-3 ani, Bogdan, mă mai auzi? Da, gata, te aud, da? Sigur. Scuză-mă. O procedură despre care doar Dan Tudorache a vorbit. Doar Dan Tudorache a făcut cereri oficiale la minister. Doar Dan Tudorache a chemat televiziunile acolo să vadă ce se întâmplă și să tragă un semnal de alarmă și să spună, oameni buni, această bază e în paragină, haideți cumva să ajungem să putem să o redăm din nou circuitului sportiv. Atât pe vremea foștilor, cât și pe vremea actualilor, și aici mă refer la regimuri politice, se pare că nu a avut capacitatea suficientă de convingere că această procedură să se închidă. Pentru că eu știu și am fost martor cum primăria sectorului 1 a ajutat la elaborarea și reelaborarea cadastrelor pentru ca suprafețele să fie din nou cadastrate în vederea procedurii. Adică toată această procedură a trecut cumva și prin primăria sectorului 1 și știu că el și-a dat tot concursul. Acum, care era planul? Planul era ca această bază să vină în administrarea primăriei. Proprietatea primăriei municipiului București și în administrarea primăriei sectorului 1, care să facă o investiție pentru aducerea ei din nou la stadiu de bază sportivă. Urmând ca clubul de fotbal să închirieze acolo? Sau să noi, evident că asta ne doream, să închiriem și să avem un contract. Dar nici n-am ajuns până acolo pentru că nu n-am ajuns cumva să putem să discutăm despre această fază concret. Și eu cred că nu e vina lui că undeva mai sus această procedură nu se produce. Nu are cum să fie. Este în ce stadiu e acum proiectul ăsta al bazei ProRapid? Nu știu exact. Nu știu. Știu că ultimele discuții erau că sunt undeva la semnat niște hotărâri de guvern. Întreb asta pentru că ultimile
informații care au apărut în public spun că ar exista un puz relativ recent făcut, conform căruia destinația terenului pe care se află baza a fost schimbată. Bun, asta e prima discuție apropo de ce demersuri a făcut Dan Tudorache pentru bază și de ce nu a reușit să o ia. Și eu spun că e singurul care s-a zbătut, dar nu i-a fost până în puterea lui să finalizeze această procedură. Acum, legat de această știre care eu o consider politică, lansată de un adversar politic al lui, cum că pe baza ProRapid se va face un imobil sau imobile sau altceva, eu consider că este doar o știre cu is politic care să inflameze din punct de vedere politic. Eu am discutat cu el, am văzut varianta care s-a dus în presă și pe care se discută și înțeleg că aceea nu este o variantă, nu este varianta oficială, nu este, sunt variante care au fost puse în discuție. Pe mine m-a deranjat că Daniel Niculae a preferat să ia varianta din presă al doamnei respective, știm la cine referim, și să o considere adevăr și în același timp să lovească cumva direct în Daniel Tudorache. Acum, am înțeles zice că oarecum și în club. Și în club. Acum, eu am înțeles că undeva în 2-3 săptămâni va ieși de la aprobare varianta finală de la Ministerul Dezvoltării. Și atunci rog din nou, rog suporterii rapidiști, ca peste 3 săptămâni să vedem cine minte. Minte Daniel Tudorache, care spune că acolo e bază sportivă și nu e afectată zona respectivă, nu e afectată de acele sunt niște culori separate, sau doamna respectivă. Și dacă minte Daniel Tudorache, înseamnă că eu dezinformez și mi-asum și va trebui cumva să ies să spun că dezinformez, sau dezinformează Daniel Niculae prelund acea știre cu is politic. Pe mine acest lucru m-a deranjat. Presupunând că destinația terenului pe care se află baza rămâne aceeași, simți că există în continuare șanse sau ele sunt doar pur teoretice ca la un moment dat clubul să beneficieze într-o formă sau alta de baza respectivă? Acum lumea mă va acuza că, nu știu, fac vreun joc politic. Eu n-am văzut pe nimeni să se lupte pentru baza asta în afară de Daniel Tudorache. Deci eu cred că e singurul om care poate să rezolve dacă se poate rezolva acest lucru. Eu n-am văzut nicio poziție oficială a unei alte autorități, a unei alt membru politic sau așa, care să spună același lucru sau să spună că va face ceva în sensul ăsta. Da. Ok, aș zice că am închis și subiectul bazei ProRapid. Să ne întoarcem puțin la Liga a doua, pentru că în intersezon, atunci când ne pregăteam să începem Liga a doua, s-au vehiculat niște nume de fotbaliști care nu au mai ajuns la Rapid. Ăsta fiind un alt subiect de interes printre suporterii Rapidului. Frații Hera, Costin Lazar, Ioniță. Ioniță cel care e acum la UTA. Da. Ce ai vrea care să... întrebarea? Da, care întrebare? Au fost doriți la Rapid? N-au fost doriți la Rapid? Dacă au fost doriți, de ce n-au mai ajuns? Eu despre Costin Lazar nu știu nimic personal. Știu că a fost o discuție în Liga 3-a, dar nu m-am implicat foarte mult. Despre frații Herea pot să spun că... Cine a purtat discuțiile cu Costin Lazar? Nici nu știu dacă s-au purtat discuții, dar știu că s-a vorbit despre el. Și nu știu care a fost decizia la acel moment, pentru că nu s-a ajuns la o discuție mai amplă. Și nu vreau să vorbesc ceva despre care nu pot confirma. Frații Herea știu că pentru unul dintre ei s-a și făcut ofertă concretă, pentru refuzată. Care dintre ei? N-aș vrea să greșesc și nu vreau să vorbesc prostii. Pentru care dintre ei? Cred că pentru Claudiu. Da, cred. Dar este o discuție pe care a purtat-o, cred, Daniel Pancu direct. Ok. Și acum... Deci Daniel Pancu a vrut să-l aducă pe Claudiu. Da, și acum cum să spun? Până la urmă, ultimul cuvânt e totuși al antrenorului, adică dacă
cumva mă întreb de ce nu am făcut anumite lucruri. Mie mi se pare normal ca ultimul cuvânt să fie al antrenorului cu privire la lucruri care țin oarecum de finețe. Păi nu, urmează să trecem la subiectul cine a făcut votul lui Daniel Pancu, pentru că ăsta e un alt subiect spumos al Ligii a doua. Dar hai să încheiem chestiunea acestor nume. Cu Ioniță știu că, deși noi ne doream, n-am avut un acord total antrenorului. Dar au fost niște motive la momentul ăla argumentate. Ok, un acord, un acord al antrenorului, nu un acord cu Ioniță. Ioniță vrea să vină. Nu, da. Cine a fost responsabil de lotul din Liga a doua? Ăsta e un subiect care a apărut la un moment dat, a apărut chiar în presă și a apărut, dacă mi-aduc aminte bine, după înfrângerea din regie cu Pandurii, viitorul Pandurii. Ce pot să spun este că unii dintre jucători sunt aduși de Florin Manea. Care? Îi știm pe toți, începând cu Sefer. Eu știu, dar nu pentru mine te întreb. Păi nu, cei despre care s-a vorbit sunt într-adevăr cei aduși de Florin. Unii sunt la propunerea lui Victor, unii au fost la propunerea lui Daniel Pancu. Ce jucători a propus Daniel Pancu? Știu că și l-a dorit foarte mult pe Manole, e o chestiune clară, toată lumea știe lucrul ăsta. De asemenea, Clistei a fost adus de Victor, pentru că Victor și l-a dorit foarte mult. Adică au fost unele dintre opțiuni, au fost chiar opțiunile a cuiva. Altele au reieșit din discuții. Toată lumea... Dar Daniel Pancu știa, cum să spun, mesajul transmis era acela că cumva acești jucători au venit peste capul antrenorului. Nu, și i-a dorit pe toți. Și și-a dat acordul pentru toți jucători. E vreun jucător pe care Pancu să-l fi primit, să nu-l fi dorit? Nu. Tudoran? Nu. Pentru că la momentul la care noi am semnat cu el, Pancu a fost foarte mulțumit de transfer. Dar asta se întâmpla la jumătatea campionatului, țineți minte. Din Liga 3-a. Din Liga 3-a. Însă în momentul în care a început pregătirea, viziunea lui Pancu despre cum vrea să joace nu a mai coincid cu ce a crezut el la momentul la care noi am semnat cu jucător. Ok. Care este bugetul Ligii a doua? Prognozat 2.200.000, este depășit cumva la momentul. Inclusiv Academia? Inclusiv Academia. Cât înseamnă Academia din ăștia 2.200.000? Înseamnă doar costuri în infrastructură, pentru că jucătorii noștri tineri, ca și salarii, costă foarte puțin. Adică noi îi sprijinim pe ei cu un fel de bonificație. Și probabil salariile antrenorilor de la... Și probabil, cu siguranță salariile antrenorilor, da. Nu reprezintă. Ca pondere nu pot să spun un procent, dar e undeva sub 25%. Poate, nu știu, 20, nu știu. Din perspectiva asta financiară, care e situația acum? Situația e destul de delicată, pentru că toți sponsorii noștri prognozați pentru această perioadă, februarie-iunie, au spus într-un fel justificat stop contractelor și nu ai cum să-i obligi, pentru că sunt totuși niște contracte de sponsorizare. De asemenea, acționarul nostru, Casa Zela, reprezentat de fondul APS, trece printr-o situație destul de grea. Știu că au închis 4 țări din 17, au o rată destul de mare de concediere, adică nu e o situație simplă și cred că nu e o situație simplă pentru nimeni, pentru absolut nimeni, numai că efectele încă probabil refuzăm să le vedem. Mie însă băieții mi-au reacționat foarte ok. Noi am preferat să avem discuții cu ei, să le explicăm care e situația, să le spunem că vom rezolva, vom reglementa toate lucrurile. Cred că au dovedit că sunt o echipă... Te referi la șomajul tehnic. Da, mă refer la șomajul tehnic și la reacțiile jucătorilor. Și au dovedit o maturitate demnă de un grup foarte unit.
și chiar mă bucură chestia asta și noi vom face tot ce ne stă nouă în putință ca, din punct de vedere sportiv, dacă ne îndeplinim obiectivul, aceste pierderi pe care le-au suferit, cumva să le putem compensa, să găsim o sursă să le putem compensa. Toată lumea a acceptat situația asta? Da, toată lumea a acceptat situația asta. Chiar spun că sunt mândru de modul în care au reacționat și au arătat că sunt bărbați. Și noi am încercat să fim punctual pe lângă fiecare, pentru că fiecare au situații diferite. Și a fost o situație foarte grea și e o situație foarte grea. Eu vreau să îți reamintesc că jumătate din cluburile din Liga 1, jumătate din cluburile de Liga 2 și 3/4 din cluburile de Liga 3 trăiesc din banii publici. Eu te contrazic din nou. În Liga 2 sunt mai mult de jumătate. Mă rog, majoritatea cluburilor care vor să facă performanță în România. Și vă spun că probabil perioada asta nu e cea mai grea. Perioada cea mai grea va fi la anul, când vor începe competițiile din nou și niciun primar care va fi angrenat și în problema aceasta medicală și în alocarea unor bani către fenomenul ăsta social. Dar și în campania electorală. Și în campania electorală nu va mai aloca bani. Mie îmi pare rău, pentru că fotbalul, într-adevăr, e un fenomen social. Creează, este o supapă pentru oameni. Creează plus în economie, creează plus valoare în socializare, în relaxarea oamenilor. Dar ești optimist pentru situația financiară a Rapidului, indiferent de promovare sau nu, în condițiile astea pe care chiar văd că și tu le vezi ca fiind dificile în viitorul apropiat? Noi ușor o să reglăm acest decalaj, pentru că noi avem un decalaj, într-adevăr, la acest moment, față și de jucători și față de terții cu care colaborăm noi. Ce restante sunt? O lună jumătate. Și cred că dacă vom promova sportiv, vom putea să reechilibrăm bugetul și va fi totul ok. Și dacă nu? Dacă nu vom promova sportiv, cred că va trebui să facem o restructurare a bugetului pentru anul viitor. Și mă refer la contractele pe care noi le avem în derulare și modul în care vom aborda anul viitor Liga 2. Nu știu acum concret, dar cred că va trebui să facem o ajustare. Hai să ne întoarcem un pic la Liga 2 și la, ți-am zis, planul meu e să atingem toate subiectele oarecum. Nu știu dacă mai avem, pe cineva care stă și se uită la noi, cred că au trecut deja. Eu zic că mai avem. Ok. Și discuția asta va rămâne pe Facebook. E, într-adevăr, e dificil ca cineva să poată sta, să zicem, 2 ore să urmărească, însă dacă subiectul e de interes, răspunsurile tale vor fi urmărite, sunt convins, chiar și nu live. Un alt subiect din Liga 2 a fost lista aceea de plecări scăpată în presă, care a declanșat un vârtej. Cumva a fost testul de maturitate al grupului, apropo de faptul că fiecare dintre jucători are o anexă profesională în care și-a asumat o confidențialitate a informațiilor din cadrul clubului. Și poate chiar dacă maniera în care s-a decis comunicarea la acel moment de către staful tehnic nu a fost cea mai fericită, asemenea lucruri nu trebuie să se întâmple în cadrul unui club profesionist. Cum a scăpat lista în presă? Nu știm. Pentru că, evident, în cadrul unui grup e foarte greu să identifici o persoană vinovată. Numai că noi am făcut o analiză de grup, am avut o discuție cu toată lumea și cred cumva că au înțeles importanța confidențialității unor chestiuni absolut interne. Indiferent. Dar aia n-a fost o eroare, cum să spun, punerea pe liber a unor fotbaliști cu care tocmai ai semnat o prelungire de contract cu, nu știu, 2 luni. Da, este o decizie tehnică. Nu vreau să intru foarte mult în această discuție, pentru că ar însemna cumva să contrazic toate argumentele pe care le-a avut atunci antrenorul pentru a face acel demers. Dar, încă o dată,
Noi am respectat-o pentru că am respectat calitatea de antrenor și modul în care antrenorul are o viziune despre ce se întâmplă în cadrul echipei. Ok. Pleacă Pan. Cum s-a ajuns la situația asta? Care au fost argumentele? Și cum ai răspunde la ceea ce Daniel Pancu spune în momentul ăsta? Mie mi se pare direct. Oamenii din club nu mi-au promis ceva și n-au respectat acea promisiune. Ceva de genul ăsta. Nu, n-am citat exact. Apropo de faptul că am plecat împreună și cumva... Nu, ceva de genul, mi s-a promis că vor fi alături de mine, iar eu, la rândul meu, am spus că voi pleca singur dacă nu promovez în Liga 1. Ok. Acum să revenim la trecerea din Liga 3 la Liga 2, pentru că cred că e important acel moment, acel declic. Eu cred că acolo s-a produs un declic și s-a creat o presiune foarte mare, mult mai mare, pe antrenorul Pancu, presiune pe care și-a creat-o singur, presiune care l-a făcut cumva să nu-și mai respecte principiile pe care le-a avut în Liga 3. Cum și-a creat presiunea asta? Concurența mult mai mare, presiunea rezultatului mult mai mare, adversari mult mai puternici, o ligă superioară. Și poate și, nu știu dacă e vorba de lipsa lui de experiență ca antrenor în dueluri mai tari, neapărat, că aici experiența poate compensa din experiența de jucător și experiența pe care a avut-o, cât faptul că el nu a trecut din postura de lider ca și jucător în liderul întregului staff și componență a grupului acela, a vestiarului, liderul vestiarului absolut. Te întrebam cum a pus presiune, pentru că mie mi se pare că un mod prin care s-a pus presiune este declararea obiectivului de promovare, care a fost... Această declarație, obiectivului de promovare, a fost făcută de antrenorul Daniel Pancu și care a născut o altă discuție, mă refer acum la zona suporterilor, cu privire la intenția clubului de a promova. Întrebarea fiind, ok, doar Pancu declară că se vrea promovarea, n-am auzit chestia asta din partea conducerii clubului. Nu, eu mi-aduc aminte că la conferința de presă din începutul Ligii a doua am declarat toți chestia asta. Acum, din respectul pe care noi l-am avut cu Pancu, pe care l-avem față de Pancu, am ținut într-o discuție internă chestia asta cu promovarea. Noi am trecut-o în contract pentru că mi s-a părut o chestiune, un gentleman agreement, contractul pe care noi cu clubul, cu Pancu l-a avut. Efectiv, un gentleman agreement. Asta spunea și el. Eu plec singur dacă nu promovez. Nu, în sensul care el a mai avut niște declarații în care a spus eu n-am avut obiectivul promovare, a trecut în contract. Asta a fost un gentleman agreement, dar noi toți știam discuția aceasta. De ce spun că el a pus presiune? El a pus presiune în primul rând pe el și datorită presiunii pe care a exercitat-o pe el, a pus după aia ușor-ușor presiune pe toate chestiunile care erau în jurul lui. Și gândiți-vă că noi am avut și în Liga 3 niște coropișnițe, dar niciodată nu s-a discutat în Liga 3 de coropișnițe pe teren. Dintr-o dată, terenul a fost o problemă foarte mare la Liga 2. Relațiile... Bine, putea deveni în condițiile în care și adversarul e mai puternic. Adică... Da, de asta spun că toate presiunile pe care el și le-a pus s-au transferat apoi în declarațiile pe care le-a făcut. Declarațiile pe care le-au făcut au pus un pic presiune pe restul staff-ului, pe club, pe suporteri. Și eu cred că toată această oscilație a lui în rezultate vine din presiunea pe care și-a creat-o singur începând cu Liga 2. Deci rezultatele au fost
principalul factor care au dus la demiterea lui. De fapt, nu demitere, că asta va fi următoarea întrebare. Daniel Pancu este încă sub contract cu Rapid. Daniel Pancu nu a primit nicio decizie oficială, scrisă, din acest punct de vedere. Noi încercăm ca să trecem această perioadă până pe 15 mai și să reluăm discuțiile pentru a încheia într-un mod frumos această colaborare, pentru că eu sper să nu fie singura și eu i-am spus și atunci că îl aștept aici în club sau dacă vrea poate să rămână lângă noi în continuare. Nu ca antrenor. Asta e mai puțin important, dar Pancu, prin tot ce a făcut în această perioadă, a dovedit că își merită cu prisosință și statutul de legendă pe care l-avea înainte și statutul de, hai să spun, întemeietor al acestui proiect. Pancu a fost unul dintre puținii care nu s-a dezis în nicio conjunctură. Că a făcut el alte lucruri, că acum în perioada asta a făcut niște declarații publice în calitate de în relație cu clubul, fiind în relație contractuală cu clubul, și a făcut niște declarații publice care ar putea fi interpretate ca atac la club și care teoretic ar putea fi sancționate de către club, că sunt prevăzute prin analiza profesională. Asta e o altă problemă, dar nu cred că se întâmplă, că toți stăm asta de tot. Un avertisment? Nu, Doamne ferește, nu. Nu o să se întâmple pentru că toți suntem în situația asta în care stăm în casă de 2 luni de zile și probabil niciunuia nu este bine. Niciunul nu este într-o situație în care să poată să-și controleze absolut toate trăirile. Într-adevăr, dar tot nu cred că are ieșit foarte clar care este situația lui contractuală, pentru că în momentul ăsta de pregătire se ocupă Dan Alexa. El este în acte, este antrenorul clubului, în acte. Dar în această perioadă oricum nu aveam cum să reglementăm niște situații. Ok, asta e o perioadă, să zicem, neașteptată și complet ieșită din comun. Se va încheia la un moment dat, într-un fel sau altul. Ce se va întâmpla dacă în acel moment nu se va ajunge la o înțelegere cu Daniel Pancu? E evident că nu pot conviețui pe o poziție similară doi antrenori diferiți. Lasă-mă să cred că se va ajunge. Eu cred că Pancu este destul de matur, Pancu are o carieră în față, Pancu are posibilitatea să dovedească tot ce poate la momentul ăsta în orice altă parte. Pancu este o persoană activă care își dorește foarte mult să fie implicat. Cred că la momentul ăsta își dorește o altă provocare și cred că nu vor fi probleme din acest punct de vedere. Dar sunt chestiuni interne care sper să le reglăm cât de curând. Ok, Ionita 2, de ce n-a ajuns în iarnă la Rapid? Părea la un moment dat la un vârf de arde noi. Acum, noi teoretic am și făcut o poză cu el, dar el și-a dorit foarte mult, Pancu și-a dorit, noi ne-am dorit, au fost alți factori care ne-au împiedicat să facem acel transfer. Procentele de la Astra? Putem să spunem și asta, da. Pagina de Facebook. Ce-i cu ea? De ce nu se numește FC Rapid? Sau Rapid București? Pentru că noi nu putem să ne numim Fotbal Club Rapid la momentul ăsta simplu, pentru că există o societate în faliment. Și pentru că diferențierea aceasta între Fotbal Club Rapid și Fotbal Club Rapid 1923 este și de natură a micșora numărul celor 6 criterii pentru care FIFA acordă continuitatea unui club în ceea ce privește datoriile financiare pe care
fost vechiul club l-ar avea către fotbaliștii care au depus memorii la TAS. Cât ar mai dura, ajungem și la memoriile la TAS, la IOSL, cât ar mai dura lichidarea vechii societăți? Nu depinde de mine, depinde nu, de lichidare. Nu, clar nu depinde, nu, mă refer ca și procedură. Poate dura oricât, pentru că știu că e niște litigii, din păcate nu pot să apreciez eu. Dacă tot vorbeam de litigii cu foști jucători care aveau relații contractuale cu societatea aflată în faliment, IOSL, un alt subiect care a apărut în Liga a doua. Da, el și-a obținut la TAS o hotărâre împotriva FC Rapid în faliment. A notificat Academia Rapid în 2018 și a obținut în 2019 o hotărâre împotriva Academiei Rapid, o hotărâre de executare a hotărârii din 2015, pe care a pus-o în executare însă prin intermediul FIFA împotriva FC Rapid 1923. Este o procedură la care noi n-am fost parte și în momentul ăsta facem toate demersurile în apel pentru a căpăta calitate, a putea cere suspendarea și a putea să avem un punct de vedere de spus în această procedură. Dar cât de firesc e ca un fotbalist care a avut, sau nu neapărat fotbalist, un angajat care a avut o relație contractuală cu o societate să solicite aceste drepturi de la o altă societate cu care n-a avut o relație contractuală? Se pare că practica FIFA este în acest sens, apropo de continuator, și sunt câteva elemente care determină continuatorul societății în faliment. Asta tocmai pentru a proteja jucătorii aflați în imposibilitatea de a-și lua drepturile materiale de la clubul care intră în faliment. Sunt 6 criterii, n-aș intra în chestiuni tehnice, dar explicația pentru care la acest moment nu ne numim FC Rapid pe Facebook și ne numim FC Rapid 1923 rezidă și într-unul dintre criteriile astea. Că poate este doar o aparență sau vor fi destul de mulți suporteri care să creadă că nu are importanță, pot să spun că are și asta importanță. Ultimul subiect pe care l-am eu pe listă e și unul dintre cele mai importante subiecte pentru suporterul rapidist. Din perspectivă sentimentală și din perspectiva tradiției, Stadionul Giulești. Stadionul Giulești este în reconstrucție, Stadionul Giulești urmează să fie dat în folosință și există pe bună dreptate o nemulțumire în rândul suporterilor rapidiști cu privire la două aspecte. La capacitatea stadionului și la forma tribunei a doua. Și legat de asta există o acuză directă la adresa clubului, a conducerii clubului de fapt, cu privire la implicarea, sau mai bine zis, la neimplicarea în acțiuni de ajustare a acestui proiect din perspectiva celor două probleme, capacitate și forma tribunei a doua. Bun, cred că una se leagă de cealaltă, adică dacă tribuna a doua era mai mare, automat și capacitatea stadionului ar fi fost mai mare. Din discuțiile pe care le știu, era vorba de bani în plus și știu că primăria sectorului 6, acolo unde este cantonat stadionul, a refuzat această idee, alocarea unor bani pentru o construcție suplimentară pe tribuna a doua. Nu știu detalii legate de proiectul CNI, de modul în care s-a autorizat și s-a făcut proiectul pentru stadion, că aceste lucruri s-au întâmplat undeva prin 2017, probabil. Și din punctul ăsta de vedere, probabil ne era imposibil la acel moment să ne implicăm activ. Pentru că de-abia ne nășteam, aveam probabil alte probleme pe cap la acel moment. Dar sunt demersuri pe care le iei în calcul pentru viitor legat de asta? Adică
în opinia mea, ca și suporter, asta ar trebui să fie una dintre, cum să spun, obiectivele pe care clubul să și le asume. Nu un obiectiv de finalitate, ci un obiectiv de demers, să-i spun. Bun, acum, nu știu cât de fantezii sună la momentul ăsta, probabil vom vorbi pe câte câțiva ani și vom vedea dacă a fost fantezii sau nu. Împreună cu Victor am discutat și ne gândeam că singura manieră în care noi putem să reparăm cumva această problemă a tribunei a doua este ca în viitor, în momentul în care reușim să facem performanță la Rapid și reușim cumva să dispunem de o sumă de bani, noi ca și club să ne asumăm, pentru că se poate structural, înălțarea tribunei a doua. Da, la momentul ăsta sună fantezist, repet. Asta ține sau nu de obținerea unei bucăți de teren din spatele tribunei a doua? Cred că e o procedură care trebuie luată în calcul și ea pentru mărirea capacității tribunei a doua. Nu cred că este imposibil, nu cred că era imposibilă nici acum, ci cred că a ținut de fonduri. De fonduri, de fonduri alocate, de fonduri alocate pentru acest lucru. Ok. Eu zic că am trecut prin toate subiectele pe care mi le-am propus. Din nou, dacă cumva am ratat un subiect de interes pentru suporterul rapidist, vina e mea. N-aș vrea însă să încheiem înainte de a răspunde întrebărilor pe care suporterii le-au adresat și doar 10 secunde aș explica ce ne-am propus. Ne-am propus o variantă civilizată de a pune întrebări. Aplicația respectivă colectează întrebările, iar suporterii sau cei interesați au posibilitatea de a vota întrebările de interes. Din ceea ce am observat eu este că în după amiaza zilei de astăzi au apărut 5 sau 6 întrebări care în, nu știu, 20 de minute au primit niște zeci de voturi și au intrat în top. Însă am decis să le păstrez pentru că promisiunea a fost că vom lua primele 15 întrebări în funcție de numărul voturilor primite. Asta fiind angajamentul, rămânem cu el. Însă am vrut să menționez că e vizibil ce s-a întâmplat. Poți citi tu, Andrei, întrebările respective? Stai că cred sau că mi le-ai trimis. Da, nu, mi le-ai trimis, le da, pot. Da. Stai un pic că mi le-ai trimis undeva să le văd. Bun. Prima întrebare e formată din mai multe întrebări. Chiar patru. De ce nu sunt acționari? Partea bună e că la multe dintre întrebările astea s-a răspuns de-a lungul discuției. Hai să le iau punctual. De ce nu sunt acțiunile publice la club? Public, prin public, nu înțeleg termenul, dar publice sunt... Listare la bursă. Probabil că e vorba de listare la bursă. Nu. Asta este un proiect de viitor și probabil doar 10 sau 15% din acțiunile clubului vor ajunge să fie listate la bursă. În momentul în care clubul se va consolida și va putea să fie organizat atât de bine încât să-și permită această listare. Deci nu este un subiect actual sub nicio formă. De ce în palmaresul cumpărat avem doar o cupă a României? Cred că este o confuzie, nu am cumpărat ce e trecut pe hârtie acolo, sunt niște cupe fizice. Sunt cupe fizice pe care le-a găsit lichidatorul în depozitele sau în birourile de la nu știu de unde. Deci este vorba doar de cupele fizice. De ce nu ne numim Rapid București? Cred că am explicat. Ce se întâmplă cu ProRapid? La fel, cred că am explicat. Dacă vrei, putem să insistăm, nu știu. Eu să zic, am înțeles povestea. Bun, pot să trec la a doua sau? Da. De ce băieții de la tribuna a doua au fost îndepărtați când au venit cu un plan socios bazat pe audituri și transparență? Aici e vorba, cred, de T2, nu tribuna a doua în sensul de... Cred că e vorba de o întrebare pusă de frumos și nebun.
cred. Da. Cel mai probabil. Nu au fost îndepărtați, nu au venit și n-au prezentat niciun plan, au venit doar cu niște cerințe, au fost destul de agresivi, n-am putut să avem un dialog. Ce pot să spun mai mult de atât? Dar apropo de asta, asta e o întrebare care vine de la mine. Nu crezi că un program de membri cotizanți e ceva ce s-ar plia pe rapid? Pentru că eu îți pot spune că cotizația a fost o tradiție pentru suporterul rapidist în anii 70-80. Noi ne dorim să implementăm începând cu anul viitor sau începând cu noul stadion un card special pentru suporteri, un program de, cum să-i spun eu, de nici nu știu cum să-i spun, afiliere, un program de socios prin care cumva să oferim niște beneficii suporterilor, să venim în sprijinul lor și să putem cumva să avem o comunicare mai bună. Este un program pe care deocamdată îl gândim doar în termeni generali, încercăm cumva să creăm toate detaliile și să ne aflăm la momentul la care și stadionul va fi gata sau poate chiar înaintea acestui moment și cu acest proiect în fața suporterilor. Ok. Întrebarea 3. În 2018, Nicolae Stanciu a spus la Realitatea că Liviu Dragnea este patronul clubului. Tudorache a spus că Liviu i-a promis Pro Rapidul la sectorul 1. Cum comentați? Păi... Nu pot decât să râd și explic. Ce să spun? E declarația lui Nicolae Stanciu și n-am ce să comentez, dar e o chestiune un pic hilară, așa că nu are niciun corespondent în realitate. Mie mi se pare chiar că un pic realitatea contrazice realitatea actuală. Da, iar cea de-a doua, cred că a declarat lucrul ăsta și probabil se baza pe relația pe care o avea la momentul acela și eu v-am spus și eu public că el a făcut demersul și a solicitat public. Acum, mai departe, nu știu relația dintre Dan Tudorache și Liviu Dragnea. 4. După scandalul Vulpița nu s-a luat nicio măsură. De ce s-a încercat să se îndrepte vina către Mara? Pe ce locuri de la lojă și lângă cine a stat Viorel Vulpița? Sincer, sunt prins un pic în offside cu subiectul ăsta. Eu n-am fost în țară la acel moment. Am văzut doar comentarii ulterioare acelui eveniment. Am înțeles că cei doi ar fi venit cumva să fie un fel de suporter rapidist să primească un tricou. Mi-e greu să răspund la subiectul ăsta. Cer scuze, chiar nu pot să răspund că n-am fost acolo, nu știu cum s-a desfășurat, nu pot să ofer decât insight-uri de după care sunt doar comentarii și poate nu sunt reale. Dacă Rapid nu încasează niciun ban de la primăria sectorului, de ce purtăm numele pe spatele tricourilor? Am explicat chestiunea asta. Noi încercăm să dezvoltăm prin academia pe care o avem și prin echipă și încercăm cumva să insuflăm copiilor din nou dorința de a face sport. Am încercat să facem și facem niște evenimente în cadrul școlilor din sectorul 1. Credem că brandul Rapid e un brand reprezentativ și prin intermediul brandurilor putem să atragem mai ușor copiii la sport. Asta este dorința noastră. De asemenea, ne-am dorit ca primăria sectorului 1 să ne sprijine cu infrastructura pentru dezvoltarea Academiei de Copii și Juniori. Până la acest moment nu s-a putut datorită votului opoziției din Consiliul Sectorului 1. Spuneți că acest proiect este transparent. Vă rog frumos să exemplificați ce anume este transparent. Buget, conducere, palmares, investiții, siglă. Bugetul a fost tot timpul public. Eu știu că și la Liga 4 și la Liga 3 am făcut o prezentare. La Liga 2 deja bugetul este pus la momentul la care este depus
Dar nu, nu-i bugetul. Bugetul a fost anunțat. Bilanțul, la momentul la care e depus la administrația financiară, este depus și pe site-ul clubului. La nivel de conducere avem o organigramă, nu-mi dau seama ce nu este transparent la acest moment. Există care e organigrama clubului, apropo? Există un consiliu de administrație care a delegat din parte din atribuțiile lui către președinte. Mai cine departe, face parte din consiliul de administrație? La momentul ăsta este Victor președinte, sunt eu vicepreședinte și membru este domnul Olariu. Apoi președintele executiv care este... Președintele clubului este Ovidiu Burg. Palmares investiții siglă. Palmares și siglă cred că sunt în subiectul pe care l-am dezbătut deja. La investiții este un proiect pe care noi îl avem. Avem un teren undeva, dacă problema cu ProRapidul nu se rezolvă, avem un teren în cam în aceeași zonă, avem un proiect și evident după ce trece această pandemie și lucrurile vor reintra în normal, avem un proiect să accesăm niște fonduri pentru dezvoltarea unei baze proprii. La nivel... avem la cine te referi? Avem un teren, la cine te referi? Mă refer la unul dintre acționari care este dispus să-l aducă în cadrul clubului. Okay, ce se întâmplă cu baza ProRapid și dacă în viitorul apropiat? În cazul în care nu se concretizează, ne îndreptăm spre altă bază sportivă? Cred că chiar am răspuns la dinauri acestui subiect. Detaliat pe larg cum s-a produs ruptura de Daniel Niculae, ce a determinat plecarea lui. Eu mi-am spus punctul de vedere, cred că din ceea ce știam eu și ce am simțit eu, am explicat ce s-a întâmplat. Da, ok. Și eu zic că putem trece mai departe. În cazul unei decizii nefavorabile, în cazul anulării mărcii, vom mai putea să ne numim Rapid, ce siglă vom folosi? Cea de la UFC Rapid. Evident că ne vom numi Rapid, evident că mai avem sigle de în curs de înregistrare sau înregistrate deja cum sunt cele de la UFC Rapid, eu cred că nu va fi cazul, sincer. În cazul unui eșec, întrebarea numărul 10, în cazul unui eșec în ceea ce privește promovarea în acest sezon, avem forța financiară să o luăm de la capăt la an? Am explicat că va exista probabil o contracție pe buget pentru anul viitor în cazul în care sportiv nu reușim să promovăm. La momentul ăsta este adevărat că avem un declic și o întârziere în relația cu jucătorii și în relația cu terții. Sunt problemele la care lucrăm și cred că le vom rezolva imediat după ce trece această stare, această perioadă. Întrebarea numărul 11. Unde este transparența bugetului? Transparența care a fost tot promisă. Nu știu la ce vă referiți, dar dacă credeți că face sens, pot să vă spun că la momentul ăsta salariile jucătorilor sunt în jur de 100.000 de euro pe lună. Cred că probabil am cam răspuns. Cum? Și mă refer la salariile fără taxe. Adică salariul net pe care îl încasează fotbaliștii. Da. Și cu taxe? Se mai adaugă procentul prevăzut de legislația în vigoare. Dar cred că aici am răspuns întrebării de ce nu avem transparență sau cred că întrebarea era alta, de ce am spus că avem un buget de 2.200.000 și de fapt nu e. Este, vă asigur că este. Ce acte deține AFC Rapid astfel încât își permite să se numească Rapid, ba mai mult să atace în mod direct clubul nostru și să câștige procesele? Am discutat și cu liderul galeriei astăzi și mi-a arătat un articol din actul constitutiv al FC Rapid de SA în faliment, care este unul dintre argumentele pentru care AFC Rapid consideră că ar avea drepturi, anumite drepturi. Nu-l știu pe din afară, dar dacă îmi permiți o să-l iau să-l citesc. Da, sigur. Articolul este 26.4, care spune că în caz de lichidare a societății, dreptul de joc în competiții interne internaționale va fi cesionat cu titlul gratuit Asociației Fotbal Club Rapid. De asemenea, în caz de dizolvare voluntară a societății, acționarii
garantează asociației un drept de preferință la dobândirea drepturilor de utilizare exclusivă și nelimitată în timp și spațiu a însemnelor siglei mărcilor. În limba română asta însemnând că? Însemnând că dizolvarea voluntară este o procedură separată de faliment. Dizolvarea voluntară este o procedură în care asociații și au acționarii decid, fără să aibă datorii, să dizolve acea entitate. Nu este o procedură de faliment. Oricum, această clauză nu poate avea efecte înaintea prevederilor din legea specială, care e legea insolvenței. Um, 13. Denumirea paginii nu se poate schimba în fece rapid din cauza procesului referitor la marcă. Nu am explicat de ce, este o relație pe care o avem. Da, e una dintre întrebările la care am răspuns în timpul discuției. Da. De ce nu faceți un departament de scouting profesionist să mergeți doar pe mâna lui Manea? Un singur om nu poate vedea tot. Comisioane. Florin n-a încasat niciun comision. Deci Florin a venit și ne-a ajutat. Jucătorii pe care el i-a adus, eu consider că sunt niște jucători care și-au făcut treaba și care erau necesari echipei și el n-a încasat niciun comision. Au fost alți jucători care au fost aduși de unul sau altul dintre impresarii din România și care, într-adevăr, și-au luat un comision, dar Florin n-a luat niciun comision. Care este statutul lui Florin Manea în club? El este colaboratorul nostru și eu cred că relațiile lui internaționale și modul în care el poate să faciliteze anumite întâlniri și anumite discuții la nivel, cred că mai mare decât la nivelul la care suntem noi acum, ar putea să ne aducă în viitor, în Liga 1 sau în momentul în care vrem să facem adevărata performanță, în vizorul unor jucători foarte, foarte interesanți. Departamentul de scouting este una dintre dorințele noastre, dar clubul trebuie să evolueze organic, așa cum spuneam. Trebuie să creștem ușor. Creștem și în fiecare an adăugăm câte o cărămidă acestui proces pe care îl facem pentru dezvoltarea clubului. Vrei să spui să ne permitem. Trebuie să ne permitem. Da, trebuie să ne permitem. Adică bugetul de anul ăsta nu ne permite să avem atât de mulți angajați cum ne vom permite la anul sau cum ne vom permite peste 2 ani. De ce societatea se numește Rapid 1923 și nu Rapid București? Cred că am răspuns. Ce șanse sunt să se câștige procesul pentru marca cu AFC? De asemenea, cred că am răspuns. Asta este ultima întrebare. Dacă tu crezi că trebuie să mai detaliem alte lucruri... Nu. Eu cred că am... Cum să spun? Cred că ne-am... Eu cel puțin mi-am respectat promisiunea de a lua cele 15 întrebări, deși primele 5 sau 6 dintre ele au apărut din punctul meu de vedere artificial în listă, dar promisiunea a fost făcută. Din perspectiva structurii discuției, am trecut prin tot ce mi-am propus eu să trec și repet, dacă cineva, vreunul dintre suporterii Rapidului care a avut răbdarea de a urmări toată această discuție, deja 2 ore și jumătate, are o problemă cu răspunsurile, va trebui să vorbească cu Andrei, dar dacă cineva are o problemă cu întrebările, vina mea aparține pentru că eu l-am ales. Deci, având în vedere că ne-am petrecut 2 ore și jumătate împreună, cred că e mult pentru orice discuție de genul ăsta. Aș vrea să-ți mulțumesc pentru discuție și pentru timp. Și eu îți mulțumesc că eu sper ca suporterii să mă înțeleagă că sunt prima dată în fața lor și probabil au fost unele inadvertențe, probabil uneori exprimarea nu a fost cea dorită. Pentru mine a trecut foarte ușor această perioadă, adică n-am simțit cele 2 ore și jumătate. A fost o plăcere să vorbesc. Sper că am lămurit cât mai multe lucruri și sper că cumva percepția din acest moment este că suntem mult mai transparenți decât se crede sau se insinuează. Eu aș vrea 2 chestiuni acum la încheiere. Unu, mie mi se pare că asta e o abordare pe care clubul ar trebui să o continue. Îți promit că o să mai facem și îți promit că o să mai ieșim sau o să mai ies să mai explic diverse lucruri, dacă e cazul. Eventual la niște intervale regulate, evident, nu săptămânal, ar fi inutil, dar
cu o anumită frecvență genul ăsta de discuții, în opinia mea, fac doar bine. Nu văd ce probleme ar putea aduce. Bogdan, îți mulțumesc. Mulțumesc celor care au rezistat, dacă au rezistat. Și sper să ne vedem cu bine după această perioadă. Sper să promovăm pe teren și sper să ne bucurăm cu toții la finalul, cred că va fi finalul lunii iulie. Și eu îți mulțumesc pentru discuție și mulțumesc suporterilor pe care îi rog să rămână alături de Rapid. Hai, o seară bună și weekend plăcut să avem!